Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, bună ziua! Centrul de instruire continuă în domeniul electoral sărbătorește astăzi 11 ani de la fondarea sa. Și v-a invitat pe toți dumneavoastră, prietenii CICDE, să fiți alături în această zi pentru o nouă ediție CICDE Open Talks. Un eveniment organizat tradițional la sfârșit de an pentru a sublinia rezultatele acestuia, dar și a aborda temele cele mai importante de pe agenda CICDE. Iar subiectul ales pentru conferința CICDE Open Talks 2022 este angajamentul pentru democrație prin educație electorală. De ce anume anul acesta, ori CICDE face educație electorală aproape de la fondarea sa? Pentru că în 2022, CICDE, împreună cu partenerii săi de dezvoltare, au făcut un efort comun colosal pentru a pune bazele educației electorale în învățământul formal. Astfel, a elaborat instrumente și mecanisme pentru a începe educația electorală din grădiniță și a continua-o în școală și apoi universitate. Doamnelor și domnilor, nu vă mai țin eu de vorbă, ci o invit cu drag pe doamna Doina Bordeianu, directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, să continue acest subiect, să vă spună mai multe și să vă salute la acest eveniment. Dragă Doina! Onorată asistență, stimați parteneri, colegi, colege, vă salut acum la cea de-a șasea ediție a CICDE Open Talks. De fiecare dată este o plăcere să vă avem alături, mai ales într-o zi atât de specială precum este cea de astăzi. La 9 decembrie 2011, Comisia Electorală Centrală a creat Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, o instituție specializată în instruirea electorală, dar și în promovarea valorilor democrației. De 11 ani, în mod consecvent, cu dedicație și profesionalism, educăm, instruim și cercetăm. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în toată această perioadă, în mod evident tuturor angajaților, angajatelor prezente și foști angajați ai centrului, care și-au pus amprenta pe dezvoltarea noastră ca instituție, ca centru de referință în domeniu. Vreau să mulțumesc partenerilor instituționali, dar și tuturor beneficiarilor noștri, datorită cărora suntem astăzi mai buni. De fiecare dată apelăm la dumneavoastră pentru a ne spune ce părere aveți, cum putem să îmbunătățim activitatea noastră și cum putem să contribuim mai mult, astfel încât Moldova să aibă un viitor mai bun, cel puțin din perspectiva în care activăm noi. Anul 2022 a fost din nou un an atipic. Se pare că în ultima vreme avem parte de mai multe provocări. A fost și un an stresant, trebuie să recunoaștem, din mai multe privințe și este în continuare. Și totuși, în acest an am încercat să găsim un punct de reper, să încercăm să ne canalizăm eforturile și toate cunoștințele pe care le avem pentru ceva foarte valoros, zicem noi, mai ales în timpuri în care democrația este în pericol, și anume educația electorală. Așa cum a zis și Mihaela mai devreme, anul acesta ne mândrim cu mai multe rezultate pe segmentul integrării educației electorale în învățământul formal. Pe parcursul anului am avut ocazia să lucrăm cu experți și experte în domeniu, cărora le suntem foarte recunoscători, doamna Handrabura, doamna Grâu, doamna Kruglitsky, doamna Bevziuc,
domnul Gârneț. Suntem, pot să vă numesc pe toți pe rând, am enumerat autorii materialelor care astăzi vor fi prezentate. Am avut această plăcere să lucrăm, o colaborare din care, zic eu, toată lumea a avut ceva de învățat, toată lumea a crescut profesional și produsele care au rezultat în urma acestei colaborări sunt cu adevărat utile, vor fi utile pentru cadrele didactice din țară. Astăzi vrem să prezentăm aceste produse. Este vorba de metodologia pentru treapta preșcolară și proiectele didactice care au fost elaborate, curriculum pentru clasa 9-a sau a 10-a, curriculum aprobat de altfel în luna septembrie de Ministerul Educației și Cercetării, o realizare foarte importantă, și curriculum pentru universități, pentru licență, care de asemenea a fost aprobat la catedrele universităților care sunt partenere și cărora le mulțumim. Urmează multă muncă, acesta este doar un prim pas pe care ne l-am dorit să-l împărtășim la această conferință care tradițional scoate în evidență anumite reușite pe care le-am obținut pe parcursul anului. Vreau să mulțumesc cu această ocazie partenerilor fără de care ar fi fost imposibil să avem o abordare atât de coerentă și de bine structurată și să avem parte de colaborarea unor experți atât de bine pregătiți. Este vorba de PNUD Moldova, USAID și Ambasada Marii Britanii. În viitor vom continua această activitate. Acum, pe final, vreau să zic doar că prezentările ce vor fi făcute astăzi ne dorim să inspire și să atragă de partea noastră multe cadre didactice din toată țara care să se alinieze efortului nostru de a crește cetățeni conștienți, de a crește cetățeni activi, de a crește cetățeni care își știu drepturile și obligațiile și fac zi de zi ca vocea lor să fie auzită. Dragă Doina, îți mulțumim! Cicde spune că este mult mai ușor să educăm spiritul civic la copii de mici, pentru a crește cetățeni activi și implicați în procesele decizionale, decât să reeducăm adulții. De aceea, Cicde a reinventat principiile educației civice pentru a dezvolta programe dedicate copiilor. A creat produse dinamice, interactive și atractive, cu mai multe elemente de joc. L-a creat pe Arce, ariciul care știe tot despre alegeri. Peste 47.000 de copii din toată țara au beneficiat de benzi electorale, jocuri de societate cu tematică electorală și mascota Cicde în cadrul a trei campanii de informare care s-au desfășurat sub genericul Drumul lui Arce spre alegeri, cu susținerea USAID, Ambasadei Marii Britanii și PNUD Moldova. Noutatea acestui an este cartea Arci și Sfatul Pădurii, scrisă de Ionela Hadârcă și ilustrată de Lică Sainciuc, la inițiativa Cicde, care va ajunge în peste 1500 de case sau grădinițe, iar copiii, împreună cu părinții, vor afla despre importanța participării la alegeri într-un mod inedit. Și tot anul acesta, în baza metodologiei elaborate de către Cicde, 78 de metodiste și educatoare din 52 de instituții preșcolare au fost capacitate pentru a desfășura activități de educație electorală timpurie în grădinițe. Iată despre metodologie, de ce a fost nevoie de aceasta și ce conține, ne povestește doamna Natalia Grâu, expertă în educație, autoarea metodologiei de educație electorală timpurie. Doamna Grâu, vă invit la microfon. Da.
verbal și supunitor. Ok. Vreau să spun de la început cine este la... Că puteți spune scrisătare de la prim slide. Așa, bun, suntem aici. Bun, mulțumesc mult, Mihaela, la mulți ani CIC de 11, conform vârstelor, ați intrat în preadolescență, asta înseamnă vârsta rebeliunii, dar și o vârstă deja de maturizare fiziologică și psihoemoțională specifică adolescenților, este vârsta marilor nebunii, marilor aventuri, experiențe, atunci când există foarte mult optimism și sentimentul că poți orice și eu cred că voi puteți totul, având echipa de pedagogi alături, având susținerea, suportul, agrementul și mai mult decât atât, pe lângă armata de pedagogi, având și o armată de elevi și eleve, beneficiarele efortului dumneavoastră, viitorii votanți și votante, pentru care depunem acest efort. Eu mă bucur să vă salut și, într-adevăr, să felicit CICDE cu, dincolo de provocările acestui an, că ne testăm reziliența an de an în diferite formate. Pentru CICDE, probabil, a fost un an foarte bogat. Probabil anul trecut la Sorcova Vesela, voi la Brad ați pus multe dorințe, moșul le-a auzit pe toate și voi ați depus tot efortul, ați avut oamenii potriviți și ați reușit să materializați acest lucru în mai multe produse. Într-adevăr, cu cât mai devreme, educația, deci asta regulă clasică la tot ce înseamnă educație, cu cât mai devreme încercăm să formăm anumite competențe și să dezvoltăm anumite comportamente, de la vârsta cât mai precoce începem să facem acest lucru, cu atât mai durabile și cu atât mai puternice sunt aceste competențe asumate și interiorizate de cei care cărora vrem să le formăm. Și vine un moment când este prea târziu și când nu mai e cazul să schimbi. E foarte greu să faci reeducare în anumite situații, de aceea CICDE a inițiat în acest an dezvoltarea unei metodologii pentru educație timpurie. Și o să vă împărtășesc câteva aspecte importante din subsidiarul, din culisele acestui document. Dar până atunci, ca să ne încălzim un picuț și să le dăm timp și colegilor noștri să vină, vreau să vă gândiți și să ridicați mâna sus acei dintre dumneavoastră care își amintesc în copilărie că au fost luați de mânuță și au mers cu părinții la vot. Ia amintiți-vă. Și dacă vă mai amintiți ce fel de alegeri erau și cine se vota și cum era și câți ani era, Marcela? Nu sunt sigur ce tip de alegeri erau, doar țin minte cabinele de vot cu perdele. Și muzica de afară cânta ca la sărbătoare mare, da, da. Nu țin minte ce tip. Eu cred că asta era pe, când s-a votat pentru Mircea Sneguri, alegerile prezidențiale, că eu tot pe acelea care le țin minte, și tot țin minte muzica, și tot țin minte că era sărbătoarea satului. Și sunt fiecare... foarte multe secții de votare unde a rămas muzica până în ziua de azi. De la unde votare. Mai găsim încă muzică în ziua, exact, alegerilor. Dar era sărbătoare, mă. Așteptau părinții și toată mahalaua și ca... În povara bunătății noastre își lua bărbatul femeia de degețelul cel mititel și nu se ducea la pădure. La noi bărbatul își lua femeia. Da, și de mânuță îndeal la club și acolo mai era și o plăcintă și era veselie și era tare mare fericire. Cel puțin asocierea pe care eu am din copilărie e una foarte solară, luminoasă. Nu prea înțelegeam ce se întâmplă, dar înțelegeam că e de bine momentul acela. Da, și asta s-a întâmplat, eu cred că vreo 20 și aproape 30 de ani în urmă. Acum vă rog să ridicați mâna sus, dar eu mă uit dacă nu ridicați. Acei dintre dumneavoastră care, la rândul vostru, atunci când ați participat la alegeri, v-ați luat... copilul de mânuță, indiferent de vârsta care o avea, și ați decis că chiar dacă e de vânt, de plouă,
o să meargă copilul cu dumneavoastră la alegeri. Eu vreau să văd acum cine este cetățean responsabil. Pavel, ai luat pe cine? Eu cu toți am fost, cu toți trei, dar întrebarea e dacă nu este votarea de familie, adică family voting asta. Cea mai mică vârstă care a fost când ai fost copilul? Erau mici, 3-4 ani, poate așa. Și ce înțelegeau ei? Bă, ceva interesant, o sărbătoare, ceva important. Ceva important totuși și copilul participă. Nu, eu nu cred că Pavel Cabacenco nu le explica copiilor unde merg și ce vor face. În cazul dumnealui e imposibil. Cu siguranță. Siguranță că ei au pus anumite întrebări, dar ceea ce este foarte important este că pe retina amintirilor lor s-a întipărit imaginea asta cu urnele de vot, cu oamenii care intră, ceva se înregistrează, ceva fac. Și momentul acesta suprem de intimă responsabilitate civică când între tata, nu cu mama împreună, fac acest lucru miraculos. Dar de tata asta separat au intrat în cabine și ceva au făcut, pentru că mama a ieșit foarte mândră. Și tata a ieșit foarte mândră și toți care erau acolo s-au uitat la dânsi. Ei erau în centru atenției, chiar dacă nu era într-un spațiu foarte, foarte deschis. Asta este miracolul votării și asta este miracolul în care noi cu dumneavoastră, fără a fi mari pedagogi, facem educație electorală prin exemplu pe care îl facem zi de zi, pentru că cel mai bine învățăm nu din sfat, nu din ce ni se spune, cel mai mult învățăm din ceea ce vedem. Din ceea ce vedem la părinți și înțelegem că este important. Apropo, există o sumedenie de mituri și Republica Moldova este într-o perioadă de ardere a etapelor pe segmentul educației electorale și noi, realizând toate aceste materiale pe care le-a elaborat CIGDE, am început cu un studiu, o să vorbească doamna Handrabura. Noi am constatat că în majoritatea statelor cu democrații solide există tradiții și există un mare accent și o mare seriozitate cu care se abordează problema formării competenței și a culturii electorale a tinerii generații și că calitatea actului educațional este foarte puternic corelată, deci doar pe o bază foarte solidă de educație de calitate, poți dezvolta și poți crește comportamente civice sănătoase. Și atunci nu trebuie să te miri când ajungi la alegeri, să zici că de ce tinerii sunt apatici, de ce tinerii sunt indiferenți. E o problemă de sistem. Pe lângă problema de sistem, de calitate, mai există și un aspect care vizează mentalitatea, cutuma, tradiția și modalitatea cum abordăm noi anumite lucruri. Și dacă avem carențe pe dimensiunea educației electorale, ele se leagă și de, nu doar de aspectul istoric, ce am mai trecut noi prin diferite perioade, etape, dar și anumite credințe sau miturile peste tot, și la educație sexuală, și la tot, există mituri, care se opun cumva formării acestor comportamente responsabile și sigur că aceste mituri că copiii nu pot decide, ei sunt prea mici. Ce să facă un copil? Deci ce să decide el? De ce să aleagă el? Hai că eu știu mai bine ce îi trebuie copilului meu, pe de o parte. Și că mai există în formările pe care le-am făcut și e trist când chiar și unii pedagogi spun că ei, ok, da, eu fac așa exerciții, dar știți cum, așa simulăm, ne jucăm. Că participarea copiilor în luarea deciziilor este o simulare și eu fac că trebuie, dar nu cred foarte mult în asta. Ceea ce noi nu credem în calitate de pedagogi, nu se va întâmpla nici când, indiferent de formatul sau de obiectivele sau de strategia pe care o să o adopți, pentru că e demonstrat că o decizie poate exista la orice vârstă, este important să vorbim, este important să explicăm de la cea mai vârstă, este important să avem răbdare, ca să spunem, pentru că sunt lucruri mărunte, da? Dar ce haină tu vrei, azi, albastră sau roșie? Și copilul alege și el decide. Sunt un milion de modalități când noi dezvoltăm capacitatea copilului de a lua decizii. El nu va ajunge să ia decizia mare, cine vrei să devii tu în viață, deci, nu știi, ești clasa nouă.
Nu, el nu știe, pentru că el nu a fost ghidat spre asta, el nu a fost învățat. El nu are suficientă încredere ca să poată face aceste alegeri, pentru că ele trebuiau făcute cu pași foarte, foarte, foarte mici. Și de aceea, când vorbim de educație, trebuie să ne străduim, să punem calitate, să credem în ceea ce facem. În viziunea pe care noi am abordat-o la toate treptele de școlaritate, pentru că asta este ideea, a integra educația electorală în învățământul formal și a face o integrare nu haotică, dar una sistemică, graduală, și să avem o integrare coerentă de la educație timpurie pe verticală până la învățământ superior și formarea continuă a adulților, desigur că noi avem acest cerc al competențelor media și pornim în mod firesc de la nivelul de alfabetizare electorală, și atunci când vorbim despre grădiniță ne referim la alfabetizarea electorală, mergem spre educație electorală pentru a ajunge într-un final la cultură electorală și a înțelege că toate aceste lucruri sprijină și construiesc și fortifică exercițiul democratic, democrația unui stat. Am analizat în diferite țări și am văzut cât de firesc, cât de simplu, cât de autentic putem să facem educație electorală. Deci nu e necesar să teoretizăm prea mult lucrurile, e necesar să dezvoltăm mecanisme sau rutine care încurajează capacitatea de alegere, capacitatea de implicare și participare a copiilor. Și atunci când vorbim despre grădiniță, noi vorbim despre nivelul de alfabetizare electorală, metodologia pe care am dezvoltat-o specifică foarte clar că doar în contextul unei pedagogii participative cu toate principiile care derivă din filozofia pedagogiei participative, putem să dezvoltăm aceste competențe. Și în contextul acestora, dumneavoastră, știți că este important să credem, să ascultăm părerea copilului, este important să consultăm opinia copilului, să nu facem tokenism și să dezamăgim copiii, pentru că ei simt atunci când noi facem lucrurile de bifă, mai bine să nu o facem dacă nu credem și nu respectăm această opinie. Să luăm în serios opiniile lor, să implicăm copiii și această putere a deciziei să fie partajată în mod egal, nediscriminatoriu, și fiecare copil să se simtă valorificat în exercițiul pe care noi îl facem. Și ce am făcut, pentru că în mod firesc am pornit de la o analiză a cadrului curricular existent, aprobat de către Ministerul Educației, și în 2019, cunoașteți că a fost revizuit curriculum, a fost elaborat un nou curriculum. În acest curriculum sunt specificate 4 domenii de dezvoltare ale copilului și alături de dezvoltarea cognitivă, cea fizică, avem dezvoltarea limbajului, dar și dezvoltarea personală, emoțională și socială. Acesta este domeniul la care se corelează direct contextul de educație electorală. Deci, mai departe, aceste domenii se reflectă în 5 domenii de activitate, cu alte cuvinte, așa zisele embrionar arii curriculare pe care noi le dezvoltăm la nivelul învățământului primar. Și observați aici două arii curriculare foarte importante și foarte conectate la fenomenul de educație electorală: eu, familia și societatea. Vedeți această creștere graduală: eu, patria mică, familia și societatea. Și a doua arie, unde am văzut foarte multe unități de competențe care se pupă cu tot ce înseamnă educație electorală, este limbaj și comunicare. Și iată, în domeniul de dezvoltare eu, familia și societatea, noi avem specificate care sunt competențele pe care trebuie să le dețină copilul. Și alături de faptul că el își formează conceptul de sine, alături de faptul că el își formează conceptul de autocontrol emoțional, acceptare, etc., avem elementul comportament pro-social. Deci copilul trebuie să înțeleagă de mic că el este partea societății. Societatea este spațiul care îl protejează, este spațiul în care el crește, se educă. Și el este parte acestei societăți și el contribuie la această societate și el
în viitor și acum este foarte important pentru societatea dată. În acest comportament prosocial sunt specificate deci elementele sau standardele care definesc comportamentul copilului. Nu o să intru în detalii, aveți metodologia. Dacă o să citiți, o să aveți revelația, să descoperiți. Atenție! Cadrul nostru normativ se pupă perfect cu principiile educației electorale. Cum spuneau educatoarele noastre, și Marcela era prezentă, și tot noi asta facem. Da, asta e asta. Zic, da, asta e asta, numai că nu numeați așa. E ceva similar cu educația pentru media, este, dacă conștientizăm, și cum este articulat actualul curriculum, educatoarele, educatorii, nu știu dacă avem vreun educator în țară, educatoarele au toată libertatea de a forma aceste comportamente. Deci cadrul normativ este foarte prietenos, foarte deschis. Doamna Greu, două minute. Două minute. Mă încadrez, o să fiu laconică. În metodologia pe care o propunem, identificăm câteva componente valorice care pot contribui la formarea competenței de educație electorală și o să le listez foarte rapid. Educația prin cuvânt. Și aici ne referim în special la convingerile civice ale educatorului. Cum vorbim cu copilul? Cum spunem noi, doamna președintă? Cum vorbim? Spunem, asta? Ia ca așa, asta greu. Doamna președintă. Cum ne raportăm noi la persoanele care au responsabilități la nivel de autorități publice locale sau centrale? Nu, indiferent de context. Educația prin faptă și exercițiul cu care am început. De exemplu, ne putem raporta la personalități, istorie, ce trebuie să le vorbim copiilor despre oameni care au schimbat istoria, care au făcut istorie, dar și educația prin exemplu, și exemplu este atunci când îți iei copilul și îl duci tu la votare. Deci nu o să citească un copil dacă tu nu citești, spui, hai, citește, nu o să fie un cetățean responsabil acel copil care nu vede la părinți acest lucru, educația în funcție de situație și, într-adevăr, e foarte important să avem un demers educațional autentic. În lucru la grădiniță avem foarte multe situații când putem utiliza exerciții de vot, exerciții de consultare a opiniei copiilor, educația prin joc, prin comunicare și atunci când vorbim de lectură, mă bucur foarte mult că CICDE a reușit să tipărească această carte minunată, este foarte interesantă și ea va veni în sprijinul educatorilor la grădinițe, este o carte ludică, dar cu foarte mult tâlc. Complementar la metodologia pe care am dezvoltat-o, al treilea proiect didactic este dedicat acestei cărți și este o oportunitate sau o viziune pe care o pot aborda educatorii noștri. Aici, în cadrul temei Eu votez, am dezvoltat trei proiecte și vreau să zic că la diferite etape ale lecției, ale activității, chiar și în rutinele pe care le fac ei sau atunci când ei lucrează pe centrele de interes, să vă deschid un secret. Eu nu știu dacă este cineva, foarte mulți la grădiniță, sunt câțiva colegi, dar cel mai greu efort, doamna Cracană, o să mă susțină, cel mai greu efort, cel mai greu proiect didactic se face la grădiniță. Deci eu știu. Eu știu cum e la universitate, știu cum e la liceu, la gimnaziu, la primar. Deci cel mai greu proiect, pentru că el are foarte multe etape de pregătire și centrele de interes e un subiect apart. E cel mai complex, e cel mai greu, jos pălăria și ne închinăm în fața educatorilor care fac efortul ăsta, o să ne zică colegii. Și aici diferite exemple cum putem să integrăm elemente de educație electorală într-o manieră creativă și într-o manieră motivantă. Sigur că aceste elemente trebuie să fie însoțite de comentariu corect al educatorilor, care fac conexiunile și fac lucrul ăsta într-un format foarte coerent și permanent. Educația electorală poate contribui la formarea celor competențe transversale pe care ni le dorim, ca să menținem curiozitatea copilului, ca să se simtă el valorificat și valorizat în egală măsură, ca să menținem interesul copilului să rămână la fel de creativ, să aibă inițiative, pentru că poți să faci exerciții de votare, votăm liderul, votăm centrul de interes, votăm coperta cea mai reușită, votăm persoana care astăzi o să aibă anumite atribuții în grup. Sunt foarte multe modalități de a dezvolta educația electorală. Încheiem. Este la latitudinea noastră să fim, să credem în acest lucru, să credem în vârsta frumoasă a
copiilor care, dacă le dăm o șansă, în viitor o să avem cetățenii pe care ni-i dorim. Vreau numai să zic că la dezvoltarea acestor produse am avut suportul și contribuția educatorilor din raionul Anenii Noi, care sunt the best of the best, și din municipiul Chișinău și din raionul Nisporeni. A fost un document foarte mult discutat și dezvoltat cu implicarea practicienilor. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim! Vom avea și sesiunea de întrebări-răspunsuri. Dacă aveți vreo întrebare, vă rugăm mult să vă notați, să o rețineți și să o adresăm atunci doamnei Grâu sau poate o completare, o sugestie. Și în continuare, pentru că spunea despre raionul Anenii Noi doamna Grâu, o invit pe doamna Mariana Crăcan, șefa secției management al curriculumului, formarea profesională continuă, direcția de învățământ Anenii Noi, vine în fața dumneavoastră pentru a ne spune de ce educația electorală timpurie este importantă pentru raionul său, dar și pentru întreaga țară. Bună ziua tuturor! Eu aș vrea să încep cu la mulți ani trăiască pentru CIGDE și nu în ultimul rând și pentru noi, beneficiarii dumneavoastră, care anul acesta, la sfârșitul lunii noiembrie, am împlinit un anișor de încheierea acordului de parteneriat. Vă mulțumim! Aici aș vrea să accentuez că, într-adevăr, sunteți niște parteneri de încredere a instituțiilor de învățământ din raionul Anenii Noi, unde am beneficiat de multe activități și anume, noi am început cu jocurile intelectuale. Doamna Marcela Roșca, mulțumim ei, este coordonatorul raionului Anenii Noi, ne-a ajutat foarte mult, jocuri intelectuale de toamnă, jocuri intelectuale de primăvară. Chiar în 2021, noi fiind jumătate de an de acord de parteneriat, am ocupat locul întâi la jocurile intelectuale în sala Parlamentului, unde a fost fizic desfășurate. Copiii din liceul teoretic Mihai Eminescu au ocupat atunci locul întâi. Mai departe au mers și alte jocuri, au fost și alte echipe sau copiii noștri au rămas încântați de parteneriatul dat. După care am avut instruiri pentru profesorii educației, de educație civică și educație pentru societate. Aici activitățile noastre au continuat și dumneavoastră ați venit în colaborare și am desfășurat instruiri și chiar cu simulări pentru Consiliul Elevilor. Dumneavoastră ați mers în teritoriu unde ați instruit în 4 instituții de învățământ, ați instruit cum corect să aleagă Consiliul Elevilor și elevii și astăzi sunt mulțumiți de aceea și vă mai așteaptă în ospții. Cred că asta o să mergem pe parcurs. Toamna aceasta, elevii noștri au beneficiat, 2 elevi numai, ei vor mai mulți, deja vă spunem, au beneficiat de odihnă în tabăra, odihnă activă, să zic așa, în tabăra ce, unde, când. Iarăși au rămas încântați de tot ceea ce au văzut și sunt mulțumiți. Dar nu în ultimul rând, de formările care le-am avut în luna iulie pentru metodiștii și educatorii din raionul Anenii Noi. Stimă și respect doamna formatoare Natalia Grâu. Iarăși, noi lucrurile acestea le făceam, dar nu știam că anume așa se numesc. Ne-ați dat un imbold, vă spunem. După formările dumneavoastră, în dată, noi am decis să organizăm diferite activități, anume în domeniul dat. Și o să merg mai departe să... Așa, da? În primul rând, am început cu alfabetizarea, am început cu studierea și am văzut că
educație electorală în educație timpurie e foarte aproape de toate documentele normative ale noastre și se respectă prevederile standardelor de învățare și sunt reflectate valorile pedagogice primare, abordarea centrată pe copil, principiile educației inclusivă, tot ceea ce noi știam și puteam, asta și este. Numai că nu știam că se poate face chiar din grădiniță lucrurile date. Vreau să spun că educația electorală este o formă importantă pe tot parcursul vieții. Având un caracter continuu, ea presupune educarea cetățenilor, nu numai a celor care au drept de vot și nu numai a adolescenților care merg la vot, dar și a celor care îl vor obține și se adresează diferitor tipuri de grupuri de cetățeni, indiferent de vârstă, de etnie și de competență electorală. Vreau să vă spun că educația electorală în instituțiile de educație timpurii noi o facem zilnic. Și o facem prin fiecare zi cadrele didactice, oferind oportunități de alegere la centrele de activitate a copiilor și avem a materialelor care lucrează, a subiectelor, a partenerilor, atunci când vorbim de forme diferite de grupare a copiilor. Când facem alegeri, implicit rezolvăm probleme. Când au de făcut alegeri, copiii gândesc, reflectează asupra ideilor, relațiilor sau a materialelor. Dacă ne așteptăm că adolescenții să facă alegeri corecte, trebuie să le permitem să facă multiple alegeri în perioada timpurie. Alegerile conduc copiii la comportamente responsabile în legătură cu luarea deciziilor în comunitatea grupei. Hai. Și una dintre abilitățile fundamentale de viață pe care este nevoie să o construim la copiii noștri este independența. Zilnic, cadrele didactice oferă prilejul împuternicirii copiilor în multiple situații. E bine de știut că aceasta sunt doar momente de inițiere, căci independența se construiește zilnic prin valorificarea fiecărei oportunități. Zilnic, cadrele didactice de la grupurile mari și pregătitoare selectează propuneri, adică toate cadrele didactice, dar copiii din grupurile mari și pregătitoare sunt mai potriviți pentru această educație. Selectează propunerile și așteptările copiilor în mod democratic prin vot și anume aplicarea instrumentelor de consultare a opiniei copiilor, proiectarea unităților tematice și aici noi avem panoul CCC, unde copiii zilnic își spun ce au de făcut. Activitatea independentă a copiilor la panouri, bursa muncii, eu astăzi sunt aici, calendarul naturii, etc. Și aici, nu știu dacă se vede bine, sunt niște momente, exemple din activitatea zilnică a copiilor. Și anume, activitatea copiilor la centre, activitatea copiilor în diferite jocuri. Datorită seminarului din iulie, noi am organizat, să spun așa, și acum derulează proiectul de la grădiniță la școală, împreună cu cadrele didactice. Aici avem câteva secvențe, cum s-a pornit el. Aici chiar avem secvențele clasa a patra în ospeții la picii din grădiniță. Și aș spune așa că metodologia de educație electorală timpurie este actuală. Este un subiect foarte actual și este accesibil la materialele care le avem noi acum. Dar, cu toate acestea, implementarea metodologiei de educație electorală timpurie, ar fi bine să mai dispunem de un ghid cu diverse activități practice, și adică la ce avem, să mai avem și aceste materiale, un suport didactic destinat cadrelor didactice, de dorința cadrelor didactice și de motivația cadrelor didactice la acest și
nu în ultimul rând, am dorit să ne mai întâlnim cu dumneavoastră și avem nevoie și de cursuri de formare anume la această tematică. Doamna Cracan, eu văd că ați venit cu sorcova dumneavoastră. Spunea doamna Grâu mai devreme, cic de... Și adică eu n-am să am ocazia să vă întâlnesc. De aceea vă doresc pace, un an cât mai productiv în continuare. Cei de la CIGDE, anul acesta a fost productiv, la anul să fie de două ori mai productiv. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți și să fiți alături de noi. Și noi vă mulțumim tare mult. Lăsați microfonul pe masa mică și pointerul, da, pentru prezentare. Vă mulțumim că sunteți astăzi aici și ne-ați povestit din experiența pe care a acumulat-o anenii noi. Iar de la doamna Svetlana Șargarovski, directoarea grădiniței din satul Ermoclia, raionul Ștefan Vodă, aflăm din prima sursă dacă e bună metodologia aceasta sau nu și ce a învățat la cele traininguri ale CIGDE. Dacă vă e comod, veniți aici. Numai nu vă duceți prea mult în fereastră, că mai și filmăm și nu e bine să filmăm chiar lângă fereastră. Veniți mai încoace un pic. Da, pregătim imediat, puteți să schimbați slide-urile deja. Bună ziua tuturor! Dacă precedenții oratori au fost mai mult teoretici, noi suntem acei care suntem practicienii, care am implementat acele prevederi ale metodologiei și am avut ocazia să, așa ca pentru prima dată, să călcăm puțin și... bine, striking, să vedem, adică și plusurile și minusurile și sunt de acord cu doamna care a vorbit anterior că da, noi le facem în toată ziua și le făceam până acum aceste lucruri. Am pus și pe primul slide, medităm, educația electorală în grădiniță este provocare sau necesitate? Fiind în calitate de formator național, cu autora standardelor și așa mai departe, am avut și am beneficiat de foarte multe cursuri de educație digitală, educație sexuală, dar când am fost invitată la educație electorală, sincer, având și un bagaj de peste 20 de ani în scrutinile electorale, și ca președinte de birou și de consilii și de toate celelalte, mă gândeam, cum să mă duc eu în grădiniță în fața picilor și ei să le spun, haideți să facem educație electorală. După primul seminar am înțeles eu cu ce se mănânc, cum, haideți să încerc prima de la noi a implementa. Am încercat primele... A, da, s-a dus înapoi. Am venit în fața educatorilor cu propunerea și... Știți cum e reacția educatorilor? Iară cărți, iară teorii, iară, cum a spus doamna Natalia, noi nu avem planuri standarde. Noi în fiecare zi suntem puși în situația de a elabora și a elabora proiectele didactice. Când am văzut și am comparat cu metodologia și am văzut că suntem în limita și în cadrul documentelor noastre de politici educaționale, am zis că da, nu este nimic ieșit din comun, fetelor, este ceea ce noi trebuie să... Facem doar că le structurăm așa pe etape. A spus cineva că este mai mult eu, familia și societatea în domeniul ăsta de activitate, dar vă spun sincer, atâta matematică am făcut, că n-am făcut mai din când ieși la universitate cu copiii. Da, în limita cunoștințelor copiilor și a posibilităților. Și o să aveți posibilitate mai departe să vedeți. Am văzut cu doamnele din instituții că sunt aceleași tipuri de activități care le practicăm zilnic. Nu inventăm nimic. Aceleași activități de dezvoltare personală, cu rutină, cu tranzițiile, activitățile recuperatorii, opționale și în activitățile comune și activitățile pe centrele de interes. Desigur, activitățile extracurriculare. Așa. Ne-am fost... Așa, prezentate mai multe moduri de realizare alfabetizării electorale, dar am, așa, în urma încercărilor, totuși cel mai relevante sunt educația prin cuvânt și anume în baza convingerii educatorului. Anticipez un pic lucru, vom desfășura activități cu educație parentală, unde iarăși vom pune accentul pe educația prin cuvânt și anume convingerea civică a părintelui. Desigur, educația prin joc la această vârstă și educația prin comunicare. Comunicarea în grup încă lasă de dorit și la vârstele mai mari, cu atât mai mult.
la vârsta noastră. Aici au fost primele încercări, simplu de a alege culoarea unei mingi, da, toți copiii deodată aleg toate culorile, pe urmă este foarte greu, dar se ajunge încetişor dacă se exersează. Aici am prezentat, fiind în proces de confirmare a gradului, am prezentat activitatea, chiar dacă în calitate de educator, de director, oricum era necesar să fiu și educator un pic, se începe cu același salut de dimineață. Am învățat mai multe feluri de salut, dacă de la început păreau amuzante, ne-am salutat, am ridicat mânuța, pe urmă copiii încep să înțeleagă cu cine, când și cum se salută. Și în special perioada asta de pandemie care am avut-o, deja ei învață formele cu străinii, cu părinții și cu colegii cum este mai bine să salute. Așa. Am zis că o să zic și de unele erori. În a doua fotografie este inspirat din proiectele dumneavoastră, mai la noi Sandu a fost ales vestimentația noarce. Am ales pentru Sandu și am învățat mai multe feluri de votare. În votarea la salut pentru el și a ales salutul. Deja pentru Sandu a învățat ridicarea mâinii, să aleagă opțiuni și în prima poză am imitat o mini market, așa, să spunem că știm cu toții problema când intrăm în magazine, copiilor le fug ochișorii și vor de toate și nu de fiecare dată întreabă părinții, ai cu cine plăti sau nu ai cu cine plăti. Și atunci noi i-am pus în situație copiii în limita 10, vă alegeți cadourile în limita 10, mai departe de ce? Nu putem. Și de la părinți chiar am avut și un feedback, că dacă intră în magazin deja întreabă, dar cât costă, dama ta, ai banii ăștia sau nu ai? Am făcut a treilea fel de votare, a fost însă și imitarea procesului de vot. În cadrul aceleși activități, copiii s-au înscris în listă, dar ei știu să scrie prenumele, s-au înscris în listă, iată când mai departe au mers să aleagă cutioarele în care pun, acolo vreau și biscuiți, și flori, și fructe, dar aveau dreptul doar un cadou să aleagă. Adică aici a fost un pic mai dificil și se mai rețineau la cutiile astea. Dar tot ei singuri au făcut totalurile, au numărat, au comparat. Matematica, v-am zis că am făcut-o de nu știu câte ori pe parcursul activității, adunare, scădere, comparare și așa mai departe. Aici copiii prezintă rezultatele. Așa. Ne-am convins încă o dată că copilul de mic poate să facă alegerea. Noi suntem cei, noi adulții suntem datori să creăm premize optime pentru a-i asigura copilului dreptul la libertatea de a alege. O persoană este o persoană, indiferent cât de micuță este, ea trebuie să o tratăm ca atare. Și aș vrea să închei cu un banc. Doamna Natalia ne-a zis să ne amintim cum ducem copiii la alegeri. Eu fiind în scrutinile astea electorale, de fiecare dată copilul meu rămânea cu bunica. Și vine a doua zi la alegeri cu bunica în braț. La primul scrutin avea 3-4 ani și ori intră acolo și iese de acolo mândru. El se aplișită în piele. Ei, mă rog, la 3 ani se permite să intre cu bunica. Iese și zic, dar bunica o pus în vin la ureche și îmi spune, dar bunica o pus la copac. Ca să treacă 18 ani și la primul lui scrutin conștient, deja făcând exercițiile astea pe liceu, conștient, iese de acolo, faci cu ochii și mama iară, desigur, în birou, iese, faci cu ochii și copacul, dar copacul nu era în pomină acolo. Mulțumim, mulțumim tare mult, doamna Șorganovski, dar lăsăm și... Ați numit erori, de vreo două ori ați folosit cuvântul erori. Eu aș zice lecții învățate, mai ales în perioada când pilotați această metodologie și sunteți primii care încercați să faceți educație electorală în grădiniță. Așa că e important să ne învățăm lecțiile. E perioada în care învățăm lecțiile. Am încheiat excursia, călătoria noastră în grădinițe și mergem mai departe la școală pentru a crește cetățeni și cetățene conștiente și active, CIGD de ajută elevii și elevele să desfășoare alegeri democratice pentru Consiliul de Elevi. În total, în ultimii ani, 2738 de elevi din 133 de instituții de învățământ preuniversitar au învățat cum se organizează și desfășoară un proces electoral.
Din 2017, CICDE organizează și desfășoară jocuri intelectuale cu tematică electorală, ce unde când. Acest tip de activitate dezvoltă cunoștințele în domeniul electoral și al democrației participative și spiritul critic de analiză a diferitor elemente ale procesului electoral. La joc au participat pe parcursul anilor peste 1200 de tinere și tineri din peste 120 de instituții de învățământ. Iar în 2019, CICDE a elaborat un program de instruire pentru profesorii de educație civică, educație pentru societate și a instruit peste 400 de profesori și profesoare. În 2021, 60 de profesori de educație civică și engleză au creat 30 de laboratoare ale democrației în 30 de instituții de învățământ, inclusiv în stânga Nistrului. Și în 2022, așa cum era ordinea firească a lucrurilor, a fost elaborat și aprobat curriculumul de educație electorală pentru clasele a 9-a, a 10-a, cu suportul USAID și PNUD Moldova. Astfel, CICDE formalizează educația electorală. Și mai multe ne povestește în continuare dr. Loreta Handrabura, conferențiar universitar, autoarea curriculumului de educație electorală. Bună ziua, distinsă audiență! Zilele trecute mă uitam pe Facebook și mă bucuram împreună cu cei care constatau ce le-au pus Moș Nicolae în ghetuță. Eu reflectam ce am găsit. Cu mică întârziere la vreo două zile distanță, așa cum am și scris, s-a umplut de bucuria recunoașterii profesionalismului a două din studentele mele și nu doar a mele, Elena Colța și nu mai știu cum este după soț și Irina Pachiță. Probabil că bucuria fiecărui cadru didactic, educatoare, este atunci când cineva care reușește îți dă sentimentul rostului împlinit, fiindcă și tu ai putut contribui. Doamna Greu a venit la pachet cu cele două studente pe care le-am regăsit în neoeducație și credeam că aici pot să leg și returile. Dar surprizele continuă și chiar îmi conferă o satisfacție și o împlinire atât de frumoasă în această perioadă când facem niște bilanțuri, contabilizăm niște eforturi individuale sau colective. CICDE 11. Eu l-am citit altfel. Un efort cu alte eforturi. 1 plus 1. De ce? Fiindcă azi pe la 4 dimineața făceam sarcina la reflecție, la pluralismul în societatea democratică și pe lângă ce am mai dat acolo, o să vedeți când o să aveți manualul, le-am propus să facă și acrostih pe pluralism, dar întâi am încercat să-l fac eu. Sintetizând prin cuvinte sau enunțuri tot ce le-am propus noi împreună cu Mariana Iațco și Pavel Cabacencu, cei care ne asistă și ne consultă pe conținut, corectitudine științifică într-un produs de care ne vom bucura la anul. Și să-i zicem, ca să știe toată lumea, manualul de educație electorală care vine la pachet cu acel curriculum pentru clasele a 9-a-10. Felicitări, CICDE, și cele trei produse care le-am găsit așa mai tardiv, văzusem la colega mea de alături și zic, dar eu de ce nu am broșura asta? Chiar este o bucurie a unui efort, a unei convingeri pe care am avut-o echipele din cele trei registre, ele se mai intersectează și pe voi, eu nu vă descifrez doar așa cum vă identificați voi prin buletinul vostru juridic. Pentru mine voi sunteți și cine înțelege câștigul democrației, educă. Felicitări
educați, sensibilizați-ne, fiindcă noi cei care am venit și din alte timpuri și alte forme de guvernare, am învățat democrația din mers, alegând, participând, delegând, nu întotdeauna conștienți, nu întotdeauna cu responsabilitatea asumată. Ori tocmai de această idee, din urmă, vreau să continu ideile pe care le-au exprimat antivorbitoarele mele. Alegerea conștientă sau inconștientă, participarea, responsabilitatea asumată sau ignoranța, deciziile individuale și colective fac parte din meniul existențial. Ele, într-adevăr, reprezintă și ingredientele de bază ale democrației. Și dacă vrem să avem cu adevărat o democrație sănătoasă, e nevoie să înțelegem cât consumăm din ele, cum le consumăm și ce efect au ele și asupra propriei noastre sănătăți. Noi, în curriculum pe care deja s-a spus că l-am elaborat și a fost aprobat, încolo mă uit sau unde? Da? Încolo, da? Sigur că am ajuns după niște întrebări, fiindcă noi țintim spre primii votanți și primele votante. Curriculum se adresează fie clasei a 9-a, fie clasei a 10-a. Ne-am gândit să-i prindem deopotrivă pe cei care pleacă ulterior în învățământul terțiar, non-terțiar, așa, dar și pe cei care continuă să-și facă studiile în liceu. Respectiv, ce trebuie să facem? Asta se întreabă și CIGDE și alte entități și Promolex și ADEPT de ani de zile. Prin diferite activități non-formale, cel mai mult s-au întrebat și au venit spre acest auditoriu. Noi, la rândul nostru, am înțeles că pentru a ajunge la un produs curricular, cum zicea și doamna Grâu, e nevoie să cercetăm exhaustiv subiectul, să vedem practicile din regiune și în plan european, să înțelegem ce ni se potrivește nouă cel mai mult, fiindcă suntem o democrație într-o tranziție prea îndelungată, cu specific cultural, de aceste aspecte trebuie să ținem cont. Respectiv, am văzut modelele, dar până a vedea modelele, vreau ca și auditoriul prezent și cel care ne va urmări să înțeleagă că a fost făcut un efort mare și cred că vor vorbi colegele din acest bloc de vorbitoare. Am analizat curricula existentă să înțelegem cum și cât din competența electorală formăm la alte discipline, nu ne suprapunem, nu ne repetăm, venim să o dezvoltăm și să o consolidăm foarte țintit. Cei care încă mai au acest semn de întrebare foarte pertinent se vor convinge atunci când vor vedea. N-am apăsat unde trebuie, da? Când vor vedea, dar nu merge? Mai sus? Hai că mai încerc. Nu, s-a blocat ceva. Veți vedea din studiul pe care l-am elaborat și vă veți convinge că am luat în calcul tot ce există acum și în literatura de specialitate, respectiv următorul ar fi, poate merge deja ca să pot eu, da, am ajuns la o înțelegere exactă cum se învață astăzi democrație electorală în școală și mai mult ca atât, pornind de la analiză, de la niște cifre, am avut deja înțelegerea că conceptele
încă nu sunt foarte bine definite, inclusiv și conceptul de educație electorală și conceptul de competență electorală. Am făcut noi această explicație, cine poate să o facă mai bine, să o completeze, și ne-am bucurat că am descoperit pentru prima dată în literatura de specialitate conceptul pedagogic de alfabetizare electorală, care a lipsit până acum și are acum o argumentare pedagogică foarte solidă. Vă recomandăm să deschideți parantezele pentru ca să vorbim deja cu toții în același limbaj. Aceasta este echipa mare de autoare și autori. Mă bucur foarte mult de tot suportul pe care l-am avut atât din partea mediului academic, din partea celor două ONG-uri, care după mine sunt de referință în ceea ce privește formarea culturii electorale, per ansamblu, la toți cetățenii și la toate cetățenile, e vorba de ADEPT și de Promolex, a căror sugestii, a căror prezență în dialogurile noastre a fost una foarte utilă, fiindcă eu așa înțeleg să asigurăm continuitatea și înțelegerea unor procese la care ținem cu toții. În altă ordine de idei, în curriculum nostru, ați văzut deja această figură, în curriculum nostru conceptualizarea exact a fost gândită prin prisma alfabetizării electorale, după care spre formarea competenței electorale, așa încât să putem vorbi de formarea unei culturi electorale care se va consolida la facultate pentru un mare segment de cetățeni și cetățene prin curriculum care vine să pună în discuție deja subiecte corelate cu nivelul de vârstă și cu specificul programelor de formare ale studentelor și studenților de la alte facultăți decât poate vă gândiți cei de la drept. E vorba de pedagogie, e vorba de jurnalism, e vorba de administrare publică, economie și cea mai omisă o să zică colegile mele. Un minut, două. Da, chiar finalizez. Avem 4 module. Eu nu voi intra în esența acestora. Cred că denumirea acestor module vorbesc de la sine că atât democrația și responsabilitatea civică trebuie înțeleasă și consolidată mai mult decât se face, și noi știm că la educație pentru societate există un modul întreg. Procesul electoral inclusiv, aici venim cu o abordare și cu o înțelegere pe care să o aibă copiii care trec prin procese electorale în școală, mai mult sau mai puțin, în comunitate, mai mult sau mai puțin, ori noi încercăm să articulăm lucrurile, sigur că ca finalitate, ajungând deja la procesul electoral propriu-zis, fie că e vorba de alegeri locale, parlamentare sau prezidențiale, informarea și participarea și, desigur, că cultura electorală ca parte a culturii democratice. Cum putem, fiindcă asta este întrebarea pe care știu că și CECUL și mai mulți experte, mereu se întreabă, caută acest răspuns, cum putem construi un sistem electoral inclusiv în Republica Moldova? După mine și echipa din care fac parte, prin formarea culturii electorale democratice în școală, iar cultura electorală se revendică din competența electorală, care într-adevăr se formează începând din familie, grădiniță și pe parcursul întregii vieți. Ea nu se finalizează la o anumită etapă. Aici, așa, ca să vă provoc un pic, asta este o temă din manualul nostru. Manual, în premieră? Nu în premieră, în premieră dublă, în premieră a doua oară. Doar auditoriile au fost diferite, cu excepția la câteva persoane. Da, e vorba de libertate de alegere, dacă nu greșesc. Cam în această cheie, cam după această paradigma a etapelor cadru, vom discuta cu copiii, încercând să-i sensibilizăm și să-i facă să înțeleagă că votul lor contează și participarea ca și democrația este
o valoare. Cam atât. Mulțumim. Mulțumim, doamna Handrabura, foarte mult. Și din experiența sa de educație electorală în școală, dar și în calitate de coautoare, cea care a participat la elaborarea studiului în educație electorală, va vorbi în continuare Natalia Diacenco, profesoară de istorie, Liceul Da Vinci din municipiul Chișinău. Pentru mine va fi o provocare. Bună ziua! Și să vă încadrați în maximum 10 minute, da, tot e provocare. Da, să mă încadrez în 10 minute, asta e cea mai mare provocare pentru un profesor, dar noi deja cumva ne-am învățat să gestionăm cu acest aspect. Dar iată cum să funcționez cu ambele mâini odată, să țin microfonul și să apăs pe buton, asta e mai important. Felicit și eu CICDEU cu cei 11 ani de activitate și acum mă gândeam și am constatat cu surpriză că de 11 ani, 7 ani bătuți pe muchie, eu sunt parte a familiei CICDE. Din păcate, nu pe tot segmentul anului astronomic, pentru că școala mă solicită mai mult decât activitățile de formare electorală, dar da, 7 ani, mă felicit și pe mine pentru această activitate. Ok, astăzi printre lecții de dimineață am rezolvat așa o problemă care a apărut din cauza că eu n-am achitat o amendă la timp. Eu, fată cu nu știu câte facultăți și teanc de diplome, am primit amenda, am pus-o în automobil și din cauza că eu n-am mai făcut niciodată chestia asta, eu știu că este aplicație, eu știu că sunt terminale, eu știu, undeva eu știu cum se face lucrul ăsta, dar întrucât la mine în cap pașii ăștia nu erau sistematizați, eu am uitat, eu n-am făcut asta în aceeași zi, n-am făcut în decursul celor 3 zile lucrul ăsta și eu pe urmă am uitat în genere despre amenda aia, ca să ajung ca executorul judecătoresc să-mi blocheze contul bancar și eu să nu pot face nicio tranzacție din cauza unei amende care pe mine m-ar fi costat 250 de lei, dacă aș fi achitat-o la timp. Cam așa s-a întâmplat cândva cu obișnuința de a achita facturile, pentru că părinții au făcut greșeala de a nu-mi da responsabilitatea de a achita facturile și când am început a trăi deja singură, nu aveam această deprindere. Și cam așa cred că se întâmplă și cu mersul la alegeri. Pentru că dacă am întreba unul dintre elevii care iau nota 10 pe linie la bacalaureat, dacă știi precis care sunt pașii de votare sau care este documentul fără de care nu poate să voteze, sau i-am adresat o altă întrebare din procedura electorală, probabil nu v-ar spune, pentru că până la apariția curriculumului de educație civică, educație electorală, cer scuze, activitățile acestea de educație electorală în școală, după cum s-a vorbit anterior, se făceau sporadic, se fac sporadic. Și se fac numai dacă elevii sau acea instituție are noroc de o persoană care este entuziasmată, implicată, are și altruism și tot așa mai departe. Și de asta, de mult, de când sunt partea familiei CIC, de datorită inspirații pe care mi-au oferit-o, organizez alegerile pentru Consiliul Elevilor cap-coadă, foarte asemănător cu procedura de organizare a alegerilor, așa încât elevii să fie puși în această situație. Dacă cum să apăs și în care parte direcționez? Așa, da. Pentru că prin această activitate, alături de disciplinele de studiu pe care le avem în școală, venim să contribuim la una dintre cele 8 competențe cheie, cea de competențe civice și morale. Și o să mă duc mai departe. Deci, drept argument, ca și toți care am vorbit anterior, vine slaba participarea tinerilor la alegeri. Pentru că el știe că există pluripartidism, el știe conceptul de alegeri, știe conceptul de democrație. De el se trezește dimineață, plouă afară și el nici nu știe precis unii secții așa de votare, el nici nu știe cum să caute adresa secției de votare și mă duc acolo mă fac de rușine, nu știu cum să aplic ștampil, în genere nu știu nimic, dar așa de acasă nu trebuie, ca și mine cu amenda, am pus-o acolo și am uitat de dânsa. Deci, interesul redus al tinerilor vine probabil și din faptul că ei nu cunosc foarte bine procedura. Și de când sunt la acest liceu Da Vinci, deja al treilea an, realizăm un proiect transdisciplinar, dar și la liceul anterior la care am lucrat, am realizat în cadrul unui proiect CICDE acest
acest exercițiu. Deci, și nu m-am dus foarte departe de sloganul CICDE-ului că democrația se învață, i-am zis democrația se educă. Și toată activitatea aceasta noastră, proiectul ăsta transdisciplinar, începe de la pagina CICDE-ului, unde ni se dă foarte multe informații despre ce înseamnă un consiliu al elevilor, care este procedura de vot, care ar trebui să fie etapele campaniei electorale. Ba mai mult, chiar CICDE-ul a elaborat și un ghid practic pentru desfășurarea alegerilor pentru Consiliul Elevilor. Este deja la a doua ediție, este revizuit și îmbunătățit în urma celui care a fost elaborat anterior în 2018, pare mi se. Așa, și da, am zis că este un proiect transdisciplinar, e prima activitate care începe în viața de școală, imediat ce venim în luna septembrie, întrucât suntem la al treilea an, elevii deja întreabă când dăm startul, când lansăm campania electorală. Finalitatea este alegerea Consiliului Elevilor și partenerul este Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Rețeaua, întrucât am zis că este un proiect transdisciplinar, rețeaua disciplinelor care e implicată în acest proiect, evident că istorie, educație pentru societate, cu conceptele teoretice pe care le învață această disciplină sau și competențele pe care le formează aceste discipline. Limba și literatura română la fel, pentru că în cadrul acestui proiect concurenții electorali își elaborează discursuri, își elaborează postere și respectiv fiecare dintre aceste discipline are misiunea lor. Ce fac eu? Nu știu, mă duc înapoi, cred că, așa, nu? Dan, te rog să mă ajuți. Am apăsat de prea multe ori. Da, și începem în septembrie prin a lansa panoul cu informație. Așa, cred că pe acest buton. Gata. Da, Dan să mărească ecranul și apoi eu am să țin minte că după asta. Bine, începem, ziceam, în luna septembrie cu lansarea panoului cu informație. Nu totuși. Ești de sus ori de jos? Ai, Doamne, trebuie să mă uit încolo, să mă apăs dincolo, să vorbesc la microfon. Ok, gata, am înțeles. Gata, am înțeles logica. Nu mă opresc asupra competențelor. Deci, începem, ziceam, cu lansarea panoului. Înțeleg și dumneavoastră să participați la campaniile electorale. Acolo faceți speech-uri, acolo învățați, folosiți da, dar trebuie necesare. Și eu, corect. Cu panoul informativ, pentru a fi accesibil pentru toată comunitatea instituției noastre, facem această informație publică și pe pagina instituției și ne-am făcut în aplicația aceasta Padlet, de exemplu, un panou virtual unde poate toată lumea să aibă acces și să se informeze despre toate etapele procesului electoral. Sau așa arată panoul din cadrul instituției. El la început arată așa, pentru că toată informația pe care noi organizatorii, Comisia Electorală Liceală, o afișăm aici, ca apoi tot pe acest panou să apară și posterile partidelor școlare care se înregistrează, pentru că acum o să vă explic în ce fel se desfășoară aceasta. Cam deci, în 2 minute ar trebui în 2 minute. Ok. Asta este planul calendaristic. Aici este o alfabetizare, pentru că explicăm ce înseamnă membru a Consiliului Elevilor, ce înseamnă cum se desemnează membri, ce înseamnă candidat, alegător. Aici sunt câteva reguli pentru concurenții electorali și pentru alegători. Înregistrarea candidaților. În ce perioadă se pot înregistra? Ce acte au nevoie ca să se înregistreze? Cum să scrie o cerere? Ce acte alături de asta să aducă? Dar cred că dacă am doar 2 minute o să fac abstracții de slide-urile de acolo și o să spun că noi desfășurăm alegerile după sistemul mixt, întrucât fiecărei clase îi rezervăm câte un candidat independent ca să ne asigurăm că fiecare clasă are reprezentare în Consiliul Elevilor și ca să facem exercițiul mai interesant, mai rezervăm un număr de locuri pentru partidele școlare. Deci din fiecare clasă se înregistrează candidați independenți, respectiv dacă ar fi 23 de clase, vom avea 23 de candidați sau de membri ai Consiliului Elevilor aleși după principiul
majorității simple, deci ei fiind candidați independenți. Și, de exemplu, anul acesta am avut încă 8 locuri rezervate pentru partide, după principiul proporționalității, adică au fost repartizate proporțional celor 9 partide care s-au înregistrat în competiție, după formula șirului descrescător. Elevii au învățat și asta, cum se repartizează mandatele în Consiliul Elevilor. Și întrucât avem partide școlare care se înregistrează, deci organizăm și dezbateri electorale, în cadrul dezbaterilor electorale le adresăm, moderatorul le adresează întrebări, au șansa să-și adreseze ei întrebări și publicul. Aici sunt un șir de simboluri de partide școlare, special am pus acest simbol, vedeți un burger aici, foarte interesant exercițiu, anul trecut a fost un partid care s-a înregistrat cu numele Borger de fapt, și-au ales acest simbol și să știți că acest partid a luat cele mai multe voturi. A fost foarte interesant. Ați organizat alegerile după prânz? Alegerile desfășoară pe întregul parcurs al zilei, dar vreau să zic, la dezbaterile electorale în sală era așa o agitație, toți strigau burger, 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 la care o fetiță se ridică și spune, dar ce altceva veți face voi în afară de a introduce burgerile în meniul școlar? La care ăla s-a bâlbuit un pic, n-a știut ce să răspundă. Și pe urmă, altă elevă îmi spune, știți, doamna Natalia, toți strigau burger, burger, eu parcă eram într-o transă, mă gândeam că o să votez neapărat acest partid. Dar pe urmă, când am auzit-o pe Corina întrebând acest lucru, dar chiar, dar ce altceva o să facă ei? Dar altă concluzie care au făcut-o alți elevi, a avut un partid care se numea Viitorul. Erau începători în procesul politic școlar și la urmă spun, Viitorul. Și denumire, cine îți voteze pentru azi? Viitorul. E ca burger. Toată lumea a votat. Deci acest partid a luat majoritatea, cea mai mare parte a voturilor și a luat suplimentar încă 2 sau 3 locuri în Consiliul Electoral. Avem un partid aici, GLIS, care al treilea an repetat, au mai făcut rebranding, al treilea an deja sunt în competiția electorală. Să vedeți, deja la ei am observat o cultură pe interiorul partidului, deci ei au deja o eu am identificat într-o seară, ei făceau ședință de partid, ei aveau o agendă în care își scriau toți alegătorii care le-au promis că o să voteze cu ei. Deci putem să ne așteptăm, termină școala, deci, și înregistrează partidul oficial. La modul serios, deci plus un fel de angajament față de partid îl scriau unii, ci că o să voteze neapărat cu ei. Aici sunt exemple de postere pe care ei le fac. Da, ei învață și noțiunea de spațiu permis pentru afișul electoral. Să știți că vin și cu contestații, pentru că unii au voie să pună posterele doar la panoul din holul liceului sau la panourile din fiecare clasă. Dar mulți vin și se plâng că am găsit bilețele de astea la mine în dulap. Alte contestații că azi dimineață cu tare am părțit burgere ca să identific. Da, ca să identificăm că... Da, că a fost coruperea alegătorilor. Așa a arătat buletinul de vot din acest an cu 9 partide. Anul acesta cele mai multe voturi le-a luat partidul Nu ne votați. Deci foarte interesant au fost și în dezbaterile electorale, Nu ne votați, au luat cele mai multe voturi. Așa arată incinta secției de votare, așa arată funcționarii electorale, o parte dintre ei, așa arată elevii care vin împreună cu agenda pentru că ei au nevoie de un act de identitate și cei care își uită agenda trebuie să se ducă la secretară să iau o confirmare precum că sunt elevi anume în acea clasă pentru că ei votează pe lista electorală a clasei. Aici se numără voturile, aici sunt rezultatele dintr-un an pe partide. Aici, alte rezultate, deci vedeți partidul Borger, 79 de voturi. Și foarte multe concluzii se pot face în baza acestor concluzii? Exerciții. Da, și concluziile mele sunt că exercițiul are un punct slab doar, că îți trebuie timp, entuziasm și timp ca să-l faci, pentru că el nu se integra până acum în cadrul unui curriculum și trebuia să-l faci din... timpul tău liber. Asta este unicul neajuns al acestui proiect, dar punctele forte, credem, sunt imense. Deci se pot face o sumedenie de concluzii în baza acestui exercițiu. Aici sunt niște reflecții ale elevilor în revista școlară despre exercițiul din acest an, despre calitatea lor de funcționare electoral și despre calitatea lor de concurență electorală.
Deci eu aș vorbi și aș vorbi foarte mult despre acest dar proiect, dar mă limitează timpul, că mai ai și altă lume să vorbească. Și propun ca să se implementeze curiculul de educație electorală. Vă mulțumim! Vă mulțumim tare, tare mult! Și alături de noi vine foarte repede domnul profesor Veaceslav Iordachescu, Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din Sângera. Da, din păcate, eu voi fi obligată să vă grăbesc un pic mai mult, pentru că au furat din timp ceilalți care au fost înaintea dumneavoastră, așa că vă rugăm mult, vă ascultăm. Principalul să nu mă dați afară, dacă depășesc un pic timpul. Încerc să mă încadrez, să fiu foarte laconic. Întâi de toate vreau să încep prin a felicita echipa CIGDE pentru cei 11 ani. 11 ani care au fost alături cu persoane entuziasmate. Îi cunosc de mai mulți ani și știu că sunt persoane dedicate misiunii pe care o fac, și anume educația electorală a cetățenilor. Sigur că de aici ați pornit, de la educația adulților, de la educația funcționarilor electorali. De aici v-am cunoscut și eu pentru prima dată, activând în calitate de funcționar electoral, după care am văzut oportunitatea de a colabora cu echipa CIGDE în ceea ce privește educația electorală prin prisma educației civică, da? Și astăzi vorbim despre educația reconceptualizată, educație civică, educația pentru societate. Competențele și idealul educațional al școlii din Republica Moldova sună foarte frumos. Și o să citez. Ne spune în felul următor: că își dorește ca să educe sau să formeze personalități cu spirit de inițiativă, independență de opinie și acțiune. Frumos sună. Asta noi ne dorim în mod ideal. Dar, de facto, disciplinele școlare formează competența civică și competența pentru o cultură democratică, iar disciplina educație pentru societate, istorie, limbă română și toate disciplinele ar trebui să fie axate pe una dintre cele 8 competențe chei expuse și în codul educației, care spun despre formarea sau competența socială și civică. Din păcate, realitățile sunt de la școală la școală un pic diferite. Avem cazuri foarte fericite unde persoane entuziasmate și dedicate misiunii de educație o fac și educă alegătorul de mâine prin școală, în școală. Unele situații nu sunt atât de bune și atunci părerea elevilor se schimbă și față de alegere atunci când ajung adulți. Educația electorală în școală. Acest curriculum sigur că este foarte binevenit, dar voi porni de la educația formală și de la disciplina pe care o predau, educație pentru societate, care are un modul la clasa 5-a, unde vorbim cu elevii despre cum alegem Consiliul Elevilor, află și ei ce este acest Consiliu al Elevilor, și în clasa 10-a, unde iarăși avem un modul de educație electorală, unde vorbim despre Consiliul Elevilor, despre modul în care este el organizat, care este regulamentul de funcționare și așa mai departe. Vorbim de alfabetizare de prima etapă, de doar alfabetizare electorală. Prima etapă care este și în curriculum la educație electorală. Pe lângă aceste activități cu caracter obligatoriu sau educația formală, sigur că avem educația non-formală. Educația non-formală, să spunem așa, sau educația complementară cele formale din școală, vine prin activitățile extrașcolare, care sunt organizate de cele mai deseori de profesori. Profesorii de educație civică, educație pentru societate, organizează activități în acest sens, poate fi sigur cu un element foarte bun, colaborarea cu echipa CIGDE, și aici o să mulțumesc încă o dată, pentru proiectul Engleza Catalizator în școală. Elevii care au participat anul trecut școlar, clasele a 5-a și a 10-a, au învățat de la democrația americană ce ar însemna o școală democratică. Și au înțeles care sunt principiile după care se guvernează o școală democratică, dar am mai conștientizat că avem câteva lacune în ceea ce privește democratizarea școlii din Republica Moldova. Prima lacună pe care au conștientizat-o ei ține de alegerea Consiliului Elevilor. Deseori
în multe școli și în cazul instituției publice Liceul Teoretic Alexandru cel Bun a fost situația dată, consiliul de elevi sau președintele consiliului de elevi era numit. Era numită o persoană, tu vei fi președintele consiliului elevilor, nu erau organizate alegeri, elevii nici nu știau dar cine este reprezentantul lor în consiliul elevilor, dar ce poate face el, ce poate spune el. Aceste lucruri erau după o cortină, se întâmplau acolo undeva între adulți și ei totul decideau. Procesul de decizie al elevilor era redus în totalitate. Și atunci elevii au ajuns la următoarea concluzie. Știu că alegerile sunt importante, toată lumea mi spune acest lucru, dar pentru ce să-mi expune punctul de vedere dacă el nu este luat în considerare? Și ne trezim cu elevi de liceu care sunt, trăiesc o, să spunem, o deziluzie, o dezamăgire în procesul de alegere, pentru că de ce eu să-mi expun punctul de vedere dacă el niciodată nu a fost luat în considerare de către adulți, de către cadrele didactice, de către administrație? Și aici avem, creștem acei adulți care mai târziu ne vor spune. Asta este dintr-un sondaj organizat în rândul studenților, alegătorilor. Știu că alegerile sunt foarte importante pentru viitorii inițări, însă conștientizez că nimic nu se va schimba. Guvernanții sunt preocupați doar de interesele sale personale. Și atunci, dacă noi și în școală facem acest lucru și nu luăm în considerare părerea elevilor, avem, are de suferit democrația de mâine. În același timp, un lucru foarte și foarte important, avem un standard după care managerii din instituții, standardul 2.1, se evaluează anual și el vorbește despre copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare. Este un lucru foarte interesant, am parcurs câteva rapoarte prezentate de către instituțiile de învățământ, ele sunt publice, în care majoritatea managerilor instituției se evaluează aici cu foarte bine. Adică, totuși, iau în considerare părerea copiilor, copiii își expun punctul de vedere, de fiecare dată ei sunt consultați. Să sperăm că este așa. O altă parte a dezvoltării competenței electorale sau decizionale a elevilor este, sigur, că alegerea disciplinelor opționale. Iarăși, educația electorală este parte a educației opționale, da? Parte a curriculumului extins, ceea ce elevii își aleg la alegerea, propria alegere, da? Din dorință. Și avem un regulament foarte bun, implementat și realizat de către minister, care prevede că elevii trebuie să fie liberi în a-și exprima punctul său de vedere în alegerea disciplinelor opționale. Și trebuie să le se ofere o listă din care ei să poată alege, să fie consultați în acest sens. Iarăși constatăm că uneori, sau mai des, sau mai puțin, acestea sunt impuse. Tu vei studia asta și punctul. Aici iarăși vine și o provocare pentru educația electorală în școli, cum facem să democratizăm mediul școlar per ansamblu, nu doar elevii, dar și managerii instituției și cadrele didactice care să le ofere capacitatea, posibilitatea, hai să spun, și de a greși. Deci asta este cumva frica cadrelor didactice și a managerilor, dar dacă eu să le permit să facă ceva și elevul va greși foarte bine, va greși, va învăța lecția și va continua. Ori noi nu am început să o facem totul ideal. Am greșit și noi și prin aceasta ne-am învățat. Și cea de-a treia parte a educației non-formale, aici nu o să mă opresc, vorbim despre partidele politice, despre consiliile de tineret din Republică, vorbim despre mass media și politicienii care ne educă zi de zi prin intermediul pentru a fi cetățeni activi sau mai puțin activi. Depinde, iarăși, de impactul pe care l-au asupra noastră. Ținând cont de acest mic excurs în ceea ce privește educația electorală, suntem recunoscători CIGDE pentru elaborarea acestui și autorilor pentru elaborarea acestui produs, acest curriculum opțional, și îmi vin minte două provocări care probabil că vor trebui să răspundem la ele. Am văzut că doamna Handrabura ne-a prezentat deja câteva pagini de manual, asta era una dintre așteptările noastre, ale cadrelor didactice.
În momentul în care ai un curriculum opțional și nu ai instrumente cu care să mergi în fața elevilor, ți este foarte greu, necesită mult timp pentru pregătire și atunci profesorul caută și el comoditatea asta de a alege ceva ce este mai simplu. Uite, eu aici am totul la îndemână, eu aleg această disciplină opțională și le propun elevilor ca să le-o predau. Și atunci, ținând cont de acest lucru, este foarte salutabilă că este ghidul sau ghidul profesorului și manualul, le așteptăm sigur să ajungă la profesorii cointeresați de predarea acestui curs. A doua provocare, pe care am enunțat-o cumva și anterior, ține de acest regulament de alegerea disciplinilor opționale și de faptul că elevii vor trebui să predea această disciplină, se predă în clasa a noua. O știm noi, realitățile ne demonstrează că în clasa a noua, de cele mai dese ori, profesorii îndeamnă, hai să spunem așa, îndeamnă elevii să aleagă disciplinele la care cumva au cu tangență spre cele de examen. Adică profesorii de istorie trag la disciplinele care țin de cursurile opționale și țin la area socio-umanistică și prin care ei pot face un fel de extindere la disciplină, cu toate că regulamentul și codul educației spune că nu este corect. Cei de limbă română la fel, cei de matematică la fel, și atunci provocarea este: cum vom convinge noi, elevii claselor a noua, sub provocarea, sub presiunea din care vine uneori din partea profesorului, să aleagă acest curs de educație electorală? Iar clasa 10 este o altă provocare, că acest selecția disciplinilor opționale se face la încererea de admitere. Și atunci, aici, tot timpul m-am întrebat, regulamentul nu răspunde, vine administrația cu propunere. Uite, noi pentru clasa 10 vă propunem cursul ăsta. Și elevul, când vine și scrie cerere de admitere, el nu mai este întrebat ce își dorește să studieze. El deodată își scrie și cerere pentru cursul opțional. Iată, acestea sunt două provocări la care ar trebui să răspundem pentru ca să avem succes în implementarea educației electorale în școli. Vă urez succes tuturor și așteptăm încă o dată, cum am și spus, manualele și ghidul profesorului. Succes! Domnul Iordachescu, vă mulțumim! Astea sunt planurile pentru 2023, dar vom discuta mai multe detalii un pic mai târziu. E momentul să ascultăm și opinia profesoarei Maria Stoian de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din municipiul Chișinău. Și pentru că frumoasa noastră moderatoare trebuie să se odihnească un pic, îi permitem. Da. Deci, așa, așa, înapoi. Am testat doar, n-am testat corect? Este. Onorată asistență, întrebați-mă ce caut aici și vă răspund. Am o explicație. Și este legată de un telefon primit pe la mijloc de Brumar, de o albinuță, din partea unei albinuțe cigde, Bruneta, care m-a anunțat că sunt și eu pe lista vorbitorilor la evenimentul de totalizare activității cigde pentru anul 2022. Eu foarte entuziasmată, desigur, Marcela, no problem. După ce am, eu nu știu cum dumneavoastră reacționați când vă sună cineva din CEC, de la mine secret, automat, creierul, hormonul fericirii. Eu știu că urmează ceva deosebit. Și când am închis apelul, problematizată. Cum să vii în fața unui public perfect conștient de faptul că educația electorală nu este un moft, ci un imperativ al contemporanității? Cum să vă convinc, eu deja sunt convinsă de faptul că mai bine formăm corect un copil decât să reparăm mai târziu un adult. Și am hotărât, mă laud. Tehnica cea mai des utilizată de moldoveni. Ne laudăm. De fapt, moldovenii au două tehnici, de a se lauda și de a se oftica. Eu prefer totuși pe prima. De ce? Pentru că în anul 2021-2022, eu întotdeauna am calculez vremea cu anii școlari, nu cu anul academic, nu cu anul astronomic, și chiar am avut o experiență foarte laudabilă. Și nu pot să nu încep cu minunatul proiect engleză catalizator al democrației în școli, care pe lângă genericul frumos, tot atât de frumos a fost îmbrățișat de elevi, având parte de o experiență extraordinară, fiind implicați în alegerea Consiliului Elevilor, au sărbătorit ziua drepturilor copilului, am avut și ziua autoguvernării, au fost pe locuri chiar mai creativi decât noi profesorii. Dar, desigur, este o practică de care ne mândrim și nu ne eschivăm, mă rog, ne recunoaștem și noi neajunsurile.
Un alt proiect lăudabil. Așa? Așa. Un alt proiect lăudabil care a prins drag la elevi, stimulându-le cea mai valoroasă resursă, inteligența, este concursul Ce, Unde, Când, cu tematică electorală, care aduce multă satisfacție elevilor, mai ales că le validează efortul depus zilnic. Iar participarea în acest concurs îi ajută să-și depășească limitele. Noi în acest an nu ne-am calculat șansele, dar am luat trofeul în ediția de primăvară. Și în ediția de toamnă am participat cu o echipă mai nouță formată, dar care promit să atingă performanțe înalte pentru viitor. Da, e obișnuință să mă uit la ecran. Așa. Tot datorită CIC de a deveni deja tradițional să organizăm și Ziua Democrației în liceu, iar în acest an reprezentanții CIC de au organizat o simulare de alegeri democratice pentru Consiliul Elevilor, iar noi mândri din spate, din culise, am văzut că elevii noștri foarte mândri erau că sunt familiarizați cu acest exercițiu și cunosc importanța exercitării acestui drept. În urma acestor experiențe am descoperit că avem un scop educațional comun. Crearea unei școli deschise și credibile, ce va răspunde nevoilor de autoafirmare ale cetățenilor în devenire, care ulterior vor contribui la creșterea încrederii, valorificării fiecărui vot în parte și va duce la înfăptuirea unui proces decizional de care ne vom mândri. Și pentru a da credibilitate celor menționate, vă invit să facem un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta o adevărată dramă în educație astăzi, în secolul 21? Amintesc că e secolul progresului, e secolul vitezei. Avem un exemplu de la Martin Fisher, un profesor american, care spunea că drama educației se joacă pe două scene astăzi. Prima, elevi incompetenți care au în fața lor un profesor competent și viceversa, elevi competenți care își doresc o sete enormă de carte, dar au în fața lor un profesor incompetent. Eu totuși o să completez, pentru că astăzi școala, din păcate, încă nu respectă decizia elevilor privind alegerea disciplinii opționale. Cu toții știm și sunt sigură că aveți copii la școală, care în luna mai vine dirigintele în clasă și zice, le dă o cerere șablonată, vă rog frumos semnați și puneți data de astăzi, la anul veți studia disciplina design grafic sau oricare alta. Și acolo poate să-i vească un Ionic sau Vasilic să ridici mâna. Doamnă profesoară, dar eu vreau antreprenoriat, dar eu vreau să studiez educație electorală. Și profesor, dirigintă să zică, dar nimeni nu te-a întrebat. Elevii nu cunosc, au dreptul la calitate, focusându-se mai degrabă pe cantitate și calificative, care nu întotdeauna reflectă realitatea. Nu au curaj să se exprime în fața profesorilor autoritari și când sunt umiliți, nu își pot exercita dreptul la autoapărare, dar și le este frică să raporteze aceste cazuri. Au frică de a participa la procesul decizional și dacă ar fi doar astea, din păcate lista continuă. Cum evităm aceste tragedii în educație rămâne a fi misiunea noastră comună. Iar noi, profesorii, cei mai mari consumatori de reforme, avem remarcabila misiune să recunoaștem când, cum a fost desăvârșit actul educațional, să conștientizăm cât de departe am ajuns în angajamentul nostru față de educație și să înțelegem cât de departe trebuie să ajungem în căutarea idealului. În acest context, educația electorală va deveni un instrument ce va fortifica idealul nostru de a crește o societate democratică și integră. Va crește înțelegerea civică prin organizarea simulării alegerilor, vom analiza ghidurile informaționale ale alegătorilor, vom studia biografiile și declarațiile candidaților care au avut o practică de succes, dar și cei care au pătat istoria. Se va pune accent pe votul în anii electorali, găzduind petreceri de vizionare a dezbaterilor în școală. Astfel, tinerii alegători vor deveni mai implicați și le va permite să-și reprezinte mai bine interesele prin politică. Și până nu v-am plictisit de tot, țin să menționez că chiar sunt recunoscătoare ori de câte ori particip la activitățile organizate de CIGDE. Ne-ați molipsit de valori, iar noi promitem să menținem acest interes al tinerilor de a cultiva frumosul. Sperăm că CIGDE va fi la fel de omniprezent și în anul, și la 12 ani, și la 13, și la 112. Acum nu ne rămâne decât să prindem la curaj, să începem predarea educației electorale în școli și să construim idealul nostru.
Voi încheia cu citatul lui Gandhi, care a spus că istoria este cel mai bun profesor cu cei mai neatenți elevi. Noi trebuie să demonstrăm contrariul și să creștem echilibrul educațional. 2023 să fie anul păcii și a conștientizării. Sănătate! Așa să fie! Așa să fie, doamna Stoian! Am să vă rog să lăsați, da, microfonul și pointerul acolo, deși știu că următoarea vorbitoare tot vrea aici să vină pe locul acesta. Încheiem aici sesiunea despre școală și educația electorală în școală. Hai să mai avem un rând de aplauze pentru toate eforturile care se fac pentru ca să crească alegători și alegătoare conștiente și responsabile de propriul vot. CICDE colaborează și cu universitățile de mai mulți ani, în special prin programul de masterat în management electoral de la USM, dar în 2022 a mai făcut un pas important și împreună cu partenerii săi de dezvoltare și colaborarea frumoasă cu universitățile din Cahul, Bălți și Universitatea de Stat din Moldova, au elaborat un curriculum universitar care din toamna lui 2023 trebuie să fie realizat deja în cele trei instituții de învățământ superior. O invit acum pe doamna dr. Victoria Bevziuc, lector universitar, Facultatea Relației Internaționale, Științe Politice și Administrative de la USM, să ne spună cum a fost experiența sa în elaborarea curriculumului universitar. Vă rog să veniți aici dacă vă e mai comod. Da, vă mulțumesc mult. Într-adevăr, țin să felicit CICDE pentru această vârstă, la mai mult și la mai mare, multe realizări și să nu uitați, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative întotdeauna vine în întâmpinare și să avem o colaborare fructuoasă pe viitor. Eu anul acesta am avut marea onoare să fiu parte a acestui proiect, destul de provocator pentru mine, dar și interesant pe altă parte. Pentru că zi de zi am această posibilitate ca să interacționez cu tinerii, știu și înțeleg foarte bine preocupările lor și aici aș vrea să menționez că tinerii de fapt sunt cei care tind să se implice, dar nu întotdeauna sunt acceptați în procesul decizional. Și faptul ce a spus colega mea mai înainte, că ei slab participă la alegeri, n-am să fiu aici de acord, cum o spuneau și ei, tinerii studioși, că ei nu slab participă, ei sunt mai puțini numeric. Dar ei au intenții de a participa și ei doresc cu toată năzuința să fie parte acestui proces și a democratizării statului Republica Moldova. La etapa actuală tot mai mult se simte necesitatea de a analiza și a cerceta anume domeniul activismului civic a tinerilor și tinerilor și de a vedea cât de eficiente sunt acele strategii și metodologii care deja există pentru îmbunătățirea și sporirea cetățeniei active. Analiza aceasta de nevoie a fost efectuată în paralel în patru universități și cu ajutorul colegilor mei, iată, de la Universitatea de Stat Ale Curso din Bălți, pe care îi salut, Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hajdeu din Cahul și Universitatea de Stat din Comrat. Ei vor vorbi puțin mai târziu. Noi, de fapt, am fost preocupați de a înțelege dacă este pe deplin acoperită această arie a participării civice a tinerilor și dacă există și este justificată adoptarea unui nou curriculum la educație electorală, dar noi am numit-o puțin altfel și denumirea aceasta de cultură electorală a venit tot din partea tinerilor, care au considerat că deja la etapa aceasta și la ciclul licențial este mai bine venită cultura electorală decât educația electorală, care ei deja o au în ciclul școlar, gimnazial și liceal. Fenomenul cetățeniei active este un concept nedezvoltat, este puțin elucidat, de aceea este nevoie de implementarea de noi strategii, noi metodologii care ar
dezvolta acele competențe a cetățeniei civice active a tinerilor și tinerilor. Iar identificarea bunelor practici și acelor instrumente care deja s-au implementat în alte state, de asemenea au considerat și au fost un suport foarte de ajutor pentru noi, cei care am fost implicați în acest proces. În cadrul proiectului noi am utilizat astfel de metode, mai ales focusându-se pe metoda calitativă, metoda analizei documentelor, metoda de studiu calitativ, metoda legală instituțională, metoda interviurilor și metoda focus grupurilor. Și aici, ca să vă prezint pe scurt ce am făcut noi împreună cu colegii pe parcursul acestei perioade, este vorba despre analiza acelor produse curriculare din cadrul a 4 universități, parte din proiect, 29 planuri de studii, 29 programe de studii, 55 unități de curs. Da, este un volum destul de mare, dar datorită și coordonatoarei proiectului, doamna Loreta Handrabura, am fost foarte energici, am fost destul de așa uniți și am avut o colaborare destul de, să zic, eficientă. Programele de studii din cadrul domeniului juridic au fost administrație publică și drept, iar de la cele non-juridice s-au axat în special istorie, educație civică, filologie, sociologie, jurnalism și procese mediatice. Dacă să luăm pe fiecare universitate în parte, o să vedeți aici niște date, iarăși colega mea de la Universitatea de Stat Ale Curso din Bălți, doamna Mihaela Kruglitsky, a analizat astfel 4 planuri de studii, 4 programe de studii, 18 unități de curs și concluziile la care a ajuns au fost că în cazul programului istorie și educație civică, se justifică introducerea doar unor teme, educație electorală, din perspectiva integrării acestora în unitățile de curs care se predau deja. Iar la programul jurnalism și procese mediatice se simte necesitatea unei introducere unui curs complex de educație electorală. Universitatea de Stat din Moldova, ceea ce am analizat subsemnata, 7 planuri de studii, 7 programe, 14 unități de curs și am ajuns la concluzia că totuși aceste competențe a culturii electorale pentru tineri ar putea fi îmbunătățite la programele de studii jurnalism, sociologie, filologie, prin introducerea unui modul în cadrul disciplinilor deja existente, cum ar fi unitatea de curs politologie. Și obligatoriu, ceea ce a venit și ca dorință iminentă a studenților, a tinerilor, este ca să fie absolut la toate specialitățile, ei simt această nevoie de studiere a acestui modul sau chiar a acestui curs complet de cultură electorală. În cazul Universității de Stat din Cahul și Universității de Stat din Comrat, colegul meu, domnul Ilie Gârneț, a fost foarte productiv, deoarece a avut de analizat curiculele de la 2 universități, vă dați seama, munca a fost enormă, cu toate acestea țin să-l felicit și iată concluzie la care au ajuns, că introducerea unei unități de curs ce ține de educație electorală la cele 18 programe de studii nu se justifică, ținând anume cont de domeniul juridic, dar ar fi oportun introducerea unui modul care să fie integrat în cadrul mai multor unități de curs. Și deja o să vă vorbească domnul Gârneț despre acea analiză calitativă care a fost elaborată, dar eu ca concluzii aș vrea să... S-a oprit? Da. Ca concluzie aș vrea să spun că activismul civic al tinerilor,
tinerilor este obiectivul prioritar al unei democrații consolidate. Deci evaluarea tinerilor și tinerilor ca parteneri egali în procesul decizional și în procesul de dezvoltare și de susținere a democrației este iminent. De aceea, folosirea potențialului tinerilor trebuie să fie la ordinea zilei. Iar din acest considerent este nevoie ca Republica Moldova să investească cât mai mult în stimularea activismului civic al tinerilor și tinerilor. Și ca recomandări aș propune să fie introdusă disciplina cultura electorală ca suport metodico-didactic de promovare și stimulare a activismului civic a tinerilor și tinerilor, să fie întocmite ghiduri metodologice, pentru că iată iarăși o dorință a tinerilor a fost ca specialiștii care îi instruiesc să fie bine informați, să fie cât mai deschiși, să fie, nu știu, să fie cei care îi entuziasmează pe ei, ca ei sunt acea forță motrică ce dezvoltă societatea. Și iată, aceasta am avut a vă spune referitor la partea analizei cantitative. Vă mulțumesc! Doamna Beviziuc, da, vă mulțumim și noi, lăsați astea aici. Da, mulțumim, da, e bine. În fața dumneavoastră, în continuare, vine domnul Ilie Gârneț, asistent universitar, magistru în științe umaniste, șef catedră științe politice și administrative, Facultatea de Drept și Administrație Publică, Universitatea de Stat Bogdan Petrecei HD, din Cahul, dar care ne va vorbi despre analiza cantitativă și de la Comrat. Toate. Toate patru universități. Am înțeles. Mult succes, aveți 7 minute. Bine. Bună ziua. În primul rând, țin să felicit cu prilejul zilei, da, și anului 11 ani de funcționalitate. Țin să mulțumesc îndeosebi pentru frumoasa colaborare care am avut-o cu CIGDE și cu toți partenerii care fac parte din această echipă puternică a CIGDE și de asemenea să mulțumesc și pentru oportunitatea de a învăța, da, fiind în același timp și partener, dar și beneficiar a unor produse pe care le produce CIGDE. În continuare, o să încercăm fugitiv să trecem prin concluziile la care s-a ajuns în urma interviurilor din cele patru universități. Universitatea din Bălți, Aleco Rousseau, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Bogdan Petrecu HD-ul din Cahul și Universitatea din Comrat. Au fost, după cum a menționat colega mea, analizate mai multe planuri de învățământ, mai multe programe de studiu și în urma acestor programe am ajuns la următoarele concluzii. Trebuie să menționez că în cadrul interviurilor, focus grupurilor, au fost consultați atât factorii decidenți, care sunt rectorii, prorectorii, decanii, șefii departamentelor sau catedrelor, cadre didactice care sunt nemijlocit implicate în predarea acestor discipline, precum și studenții, de asemenea, de la toate patru universități. La Universitatea de Stat Aleco Rousseau din Bălți s-au realizat 3 interviuri cu 3 decidenți, 8 mini-interviuri cu cadre didactice și decidenți, au fost efectuate 2 focus grupe cu studenții. Concluziile care putem să le trasăm în urma acestor interviuri focus grupe din partea studenților. Au exprimat ideea că e nevoie de un curs specializat în domeniul educației electorale. Studenții văd, conștientizează, doresc să se informeze mai mult în acest domeniu. Cadrele științifico-didactice au pledat pentru un curs integrat sub formă de modul în cadrul unei unități de curs existent din programul de studiu, fie sub forma unui curs opțional. Aici însă apare specificul fiecărei dintre universități, o să vedeți mai jos,
La nivel universitar este un pic mai dificil din cauza că fiecare facultate, departament, catedră dispune de un fel de autonomie, de gestiunea programelor de studii și atunci când mergi pentru acreditare trebuie să ai un trunchi de discipline obligatorii, fundamentale, de 70%, iar toate disciplinele care noi venim să le propunem, ele un fel... ar risca să diminueze ponderea acelor discipline fundamentale și de specialitate. De aceea, de multe ori să găsim și opiniile împărțite de la factori decidenți, decani sau șefi de catedre, în dependență de cum văd ei și cum își planifică ei acele planuri de învățământ. Da, Ana a menționat despre decidenții că au opinat și au recomandat un curs cu statut de disciplină la libera alegere, cel mult 2 credite. Vreau să spun că aici a coincis practic opinia la toți factorii decidenți din toate cele 4 universități. Deci majoritatea îl vede maxim un semestru, 2 credite, 30 de ore, contact direct. Deci o concluzie unanimă. La Universitatea de Stat din Moldova s-au realizat 3 interviuri cu 3 decidenți, 6 mini-interviuri cu 2 cadre didactice și cu 4 decidenți și 3 focus grupe cu 30 de studenți. De asemenea, studenții și-au exprimat ideea că e nevoie de un modul integrat în cadrul cursului de politologie și este o, să spunem așa, opțiune îndeosebi a studenților de la Universitatea de Stat din Moldova, pentru că o să vedem cei de la Comrat, Cahul sau Bălți, nu neapărat au pus accentul ca să fie un modul integrat într-un alt curs. Cadrele științifico-didactice au pledat pentru un modul integrat în cadrul cursului de politologie, dar nu au exclus și ideea unei unități de curs opționale. Iar decidenții au optat că trebuie de introdus o unitate de curs cu denumirea participarea civică sau teoria practică a democrației. Unii din factorii decidenți, specialiști în domeniul printre altele, și-au exprimat opinia că cultura electorală în statul democratic ar fi un domeniu un pic mai îngust, da? În celelalte cazuri, denumirile care le-au sugerat ar cuprinde un domeniu mai larg, da? Dar, iar, dacă cuprinzi un domeniu mai larg, dar ești restrâns într-un anumit număr de ori, este dificil să încadrezi toată această informație. La Universitatea de Stat din Cahul am realizat 4 mini-interviuri cu cadrele didactice și 3 decidenți, un focus grup cu 6 decidenți, un focus grup cu 12 studenți. Concluziile la care am ajuns. Studenții au optat că este necesară o unitate de curs obligatoriu la anul întâi, care de asemenea să includă 2 credite. Cadrele didactice au pledat pentru studiile de curs separat, acolo unde este posibil și unde permite planul de studii de a introduce această unitate de curs. Sau un modul integrat într-o unitate de curs existentă. Și aici cel mai recomandat ar fi acel modul de politologie. Decidenții au opinat că este necesară o unitate de curs obligatorie sau la libera alegere de 2 credite unde permite planurile de învățământ. Noi mai avem la universitate și specificul atunci când se inițiază un program nou de studiu, la planurile noi de învățământ nu poți umbla o anumită perioadă, adică nu poți face modificări până el nu trece autorizarea și din partea Ministerului și ANACEC-ului. La Universitatea din Comrat au fost realizate 2 mini-interviuri cu 2 decidenți, șefi de catedră, 3 mini-interviuri cu cadre științifico-didactice implicate sau care sunt responsabile de asemenea discipline și de asemenea un focus grup cu 11 studenți. Studenții și-au exprimat ideea că este nevoie de o unitate de curs obligatorie, tot anul întâi, 2 credite. Cadrele didactice au pledat pentru o unitate de curs de 2 credite, iar decidenții au optat pentru o unitate de curs opțională, 2 credite, adaptată programelor de studii. În concluzii, am putea menționa că există câteva tangențe comune pentru toate universitățile.
studenții, în linii generale, și vreau aici să spun că sunt bravo cei din învățământul preuniversitar care au reușit să implementeze acest curs de educație electorală, însă în urma interviurilor care le-am realizat noi, de multe ori am descoperit mici nuanțe, că anume în cadrul orelor de educație civică sau educație pentru societate, cum a spus și colegul nostru, de multe ori profesorii nu fac ceea ce trebuie să facă, dar fac pregătire de examen. Și de aceea, în unele cazuri, studenții de la universitate spuneau că au simțit lipsa asta de educație electorală. Alții, în școlile unde s-a exersat și s-a mers pe etape, au spus că este foarte bine, au punctat că este necesar ca această educație electorală să înceapă anume din liceu, iar universitatea, având un rol mai important în viața studentului, să fie acel catalizator care scoate specialistul și omul pregătit de viață, conștient de toate acele aspecte ale educației electorale. Mai ales că are deja dreptul la vot când vine la universitate. Da, corect. Ca și colegii noștri, am încercat deja să facem niște simulări în cadrul universităților, au ieșit destul de bine, studenții au fost entuziasmați. Ce este un specific, într-adevăr, iar o concluzie. Pentru specialitățile de administrație publică și drept, programele sau analiza programelor și analiza discuțiilor cu studenții ne demonstrează că introducerea unui curs separat de cultură în statul democratic sau educație electorală nu este atât de necesară. Programele de drept și administrație publică, într-un fel, în cadrul disciplinilor drept constituțional, politologiei care se predă obligatorii la aceste discipline, pluripartidism, ideologii politice, cam de fiecare dată au tangență și cuprind multe lucruri din domeniul electoral. O solicitare din partea studenților ar fost neapărat să nu fie un curs teoretic, să fie 50 la 50 măcar teorie și practică, da? În cadrul celorlalte programe, jurnalism, limbi, educație, istorie, pedagogie, este necesar și studenții au salutat ideea de a face o asemenea unitate de curs, de a fi introdus în planurile de învățământ. Mai ales pentru cei de la jurnalism. Eu tot încerc să vă fac să concluzionați, domnule Gârniță. Da. Aici mulțumesc. Aici am făcut un tabel schematic aproximativ, da, din toate universitățile, câți decidenți, cadre științifice, studenți, în total 101 persoane s-au primit, care au fost intervievate și care au contribuit la concluziile pe care le-am prezentat în fața dumneavoastră. Mulțumesc de atenție. Vă mulțumim și noi. Lăsați, vă rog frumos, pointerul și microfonul aici la tribună pentru doamna Kruglitsky, pentru că cu mare drag o invit în continuare în fața dumneavoastră pe Mihaela Kruglitsky, asistent universitar, magistru în drept, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți. Doamnelor și domnilor, bună ziua, cic de la mulți ani, la mai mult și la mai mare. Preiau estafeta de la colegii mei și finalizez cu prezentarea pe scurt cât este posibil a curriculumului cultura electorală. Astfel, prin efortul comun a unei echipe formată din reprezentanți de la mai multe universități, USM, doamna Victoria Bevziuc, Universitatea din Cahul, Ilie Gârneț, și eu de la Universitatea din Bălți, coordonați fiind de doamna Loreta Handrabura, și o deosebită mulțumire pentru o coordonare
extraordinară de care am avut o susținere extraordinară de care am avut parte din partea reprezentanților CICD, doamna Doina Bordianu, doamna Arina Grejdan, doamna Natalia Griu, și a fost elaborat acest curriculum pentru instituțiile de învățământ superior. Astfel, în cadrul programului PNUD, Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, s-a adoptat curriculum universitar Cultura Electorală în statul democratic, care se dorește în mod necesar să fie extins și introdus, noi sperăm, la toate specialitățile din cadrul instituțiilor de învățământ superior, așa, pentru că se simte necesitatea unei consolidări a educației electorale. Încerc să fac, dar așa. Noi, practic, 30 de ani suntem într-un lung proces de implementare și consolidare a democrației participative și inclusive, însă nu se poate realiza acest lucru în absența cunoștințelor elementare în ceea ce privește esența democrației. Nu avem o pretenție să alfabetizăm masele în cazul dat. Ideea noastră este ca instituțiile de învățământ au un rol deosebit, chiar crucial, în ceea ce privește educarea tinerilor în ce înseamnă democrație, ce înseamnă sistem electoral. Astfel, importanța exercitării dreptului la vot, garantarea libertății cuvântului, necesitatea alegerii organelor reprezentative ale poporului, importanța concurenței între partidele politice care luptă pentru obținerea susținerii din partea cetățenilor, accesul liber la informație este un deziderat pe care instituțiile de învățământ superior, alături de, sau zicem, continuând ceea ce se face în școli, așa, să conștientizeze să zicem, tinerii, în special de necesitatea participării lor la vot. Astfel, tematica și repartizarea orelor în cadrul curriculumului nostru este astfel repartizat încât să atingă obiectivul principal, și anume educarea tinerilor cetățeni în exercitarea dreptului la vot, în dezvoltarea spiritului civic activ, responsabilitatea și atingerea beneficiului comun prin coparticiparea tuturor. Absenteismul major, în special a tinerilor de la vot, a determinat necesitatea unei relansări a importanței votului pentru societatea modernă astăzi.
În cele ce urmează, voi încerca să vă fac o prezentare succintă a tematicii incluse în curriculum, în acest curriculum. Nu voi intra în detalierea competențelor profesionale și transversale, care este o necesitate a oricărui curriculum universitar, pentru că am stabilit din start că obiectivul principal este educarea tinerilor cetățeni. Așa, și finalitățile de studiu la fel sunt strâns legate de aceste obiective, de acest obiectiv principal. Prima temă care a fost inclusă în curriculum se referă la democrația și principiile ei de funcționare, știind că democrația este înțeleasă astăzi ca guvernarea poporului, este nevoie să stabilim și legătura dintre, nu numai că poporul participă la guvernare, dar guvernarea se face pentru popor. Aceste teme care au fost introduse în curriculum, conținuturile respective sunt alcătuite astfel încât să coreleze tematica de la prelegeri cu tematica de la seminare, fără însă să se repete. Am pus accent în special pe analizarea unor cazuri practice, în special din cele prin care noi recent am trecut. Cum vedeți, studiul de caz este un element prezent, mai ales că dorința și solicitarea studenților a fost să se analizeze în mod paralel teoria, dar să se pună accent pe practică. Am ținut cont de acest lucru împreună cu colegii mei și am vizualizat și am introdus astfel conținuturile respective în curriculum. Nu puteam să trecem peste o analizare a sistemelor electorale, să scoatem în evidență care sunt avantajele și dezavantajele acestora, să vedem care a fost parcursul Republicii Moldova în implementarea proceselor electorale. Tema 3 este scoaterea în evidență a alegerilor și tipologia acestora. Tema 4 sunt instituțiile de management electoral din Republica Moldova. 5. Procesul electoral. 6. Mass media și alegerile, pentru că am constatat că astăzi mass media este acel subiect care în principal educă și ne culturalizează societatea. De aceea, sistematizarea modului cum acționează mass media asupra formării noastre ca un om activ, ca un subiect activ al societății, este foarte important și neapărat am ținut să introducem acest lucru în curriculum. Și tema 6 se finalizează cu denumirea practic a curriculumului nostru, cultura electorală, parte a culturii politice pe care noi dorim să o implementăm, să o transpunem. Mulțumesc. Mulțumim și noi foarte mult, doamna Kruglitsky. Și așa am aflat tot ce trebuia să aflăm și despre curriculum universitar.
Mulțumim celor trei speakeri care au prezentat informațiile și, apropo, observăm și cum a evoluat limbajul speakerilor de la educația timpurie la educația universitară. În continuare urmează o sesiune de dezbateri și vom face concluziile acestui eveniment împreună cu gazda evenimentului, dr. Doina Bordăianu, directoare CICDEM. Vă invit în față și luați deodată și microfonul. Da. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, domnul Pavel Postica. Bună ziua, domnul Postica, și vă așteptăm aici în față. Și doamna Olesea Perean, specialistă programe, lideră de portofoliu, guvernare efectivă, PNUD Moldova. Bine ați venit, doamna Perean. Și până se acomodează invitații noștri care avem la sesiunea de dezbateri, eu neapărat voi menționa că ceea ce vedeți aici, în sală, astăzi este rezultatul atelierului de creație Votart Junior, organizat de CICDE în 2022. Toate aceste lucrări au fost create de elevi și eleve ale școlilor de artă din Republica Moldova. Au participat cu drag și așa și-au expus viziunea asupra procesului electoral și a votului. Vă rugăm să admirați aceste tablouri și după ce încheiem evenimentul nostru. Așadar, bună ziua! Prima întrebare, desigur, merge la gazda evenimentului, așa cum am spus, mai ales că aniversați și 11 ani de la fondare astăzi. Și, dragă Doina, 2022 a fost anul formalizării educației electorale, am spus deja că îl numim așa și e clar, dar de ce este atât de important pentru CICDE să instituționalizeze educația electorală? Pentru că voi ați făcut foarte multe și pe parcursul celor 10 ani, da, cel de-al 11-lea an e 2022, în care ați ales să faceți educație electorală neformală. De ce e nevoie să o instituționalizăm? Într-adevăr, s-au făcut foarte multe. Partea neformală are farmecul și specificul său. Și oricât nu ne-am dori, oricât de mult entuziasm nu am avea, oricât de mare suport nu am avea din partea partenerilor, CICDE nu poate să ajungă în fiecare instituție de învățământ, nu poate să ajungă la fiecare copil. Rețeaua de instituții de învățământ din țara noastră este o, în acest caz, este o resursă foarte utilă pentru centrul nostru de instruire. Și mai ales că am găsit și niște cadre didactice excepționale, așa cum ați putut vedea câteva dintre ele aici prezente la conferință, care sunt dispuse și dornice să ajute, să contribuie, să răspândim și să creștem cultura electorală. Instituționalizarea educației electorale în învățământul formal, de fapt, înseamnă sau este egal cu sustenabilitate. Sustenabilitatea investițiilor de până acum și a eforturilor noastre. Mulțumim. Și domnule Postica, Comisia Electorală Centrală și CICDE colaborează remarcabil în perioada organizării alegerilor. Știți să vă sincronizați eforturile împreună. Așa cum spuneau colegii, e greu să reeduci un adult, e mai bine să educi din copilărie un alegător sau o alegătoare. De ce avem nevoie de alegători conștienți și responsabili de votul lor? Cum ajută educația electorală în acest sens? Dacă îmi permiteți, eu o să evit inițial să răspund la întrebarea noastră pentru că a transmite felicitările colegilor de la Comisia Electorală Centrală, toți membrii Comisiei Electorale Centrale, colegilor de la CICDE, pentru aniversarea frumoasă de astăzi. Să le dorim la mai mult și la mai mare. Și răspunsul o să vină în continuare. Deci eu cred că totul vine de la un simplu și banal proverb moldovenesc, pofta vine mâncând, pentru că cred eu că intenția fondatorilor Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral era inițial să asigure
instruirea doar a funcționarilor electorali, dar mă bucur să văd că principiul sau proverbul la care am făcut referire s-a dezvoltat în timp, în acest fel asigurând o evoluție naturală din punctul meu de vedere și logică, să dorești să contribui la dezvoltarea tuturor alegătorilor, nu doar a funcționarilor electorale. Și de ce avem nevoie de alegători conștienți este simplu, este în interesul nostru comun al tuturor. Fiecare alegător, fiecare vot contează, dar noi trebuie să pornim de la ideea că fiecare vot trebuie să fie conștient, asumat, liber exprimat și cu o sumedenie de informații în spate atunci când mergi în cabina de vot. Și doar atunci noi putem să garantăm că puterea reprezentativă aleasă de noi, într-adevăr, corespunde rigorilor tuturor alegătorilor, informați, conștienți, iarăși, cu un vot liber exprimat. Mersi. Pe parcursul anilor, deopotrivă, și cecul, și cic de mai păstrați microfonul, vă mai țin de vorbă un pic. Pe parcursul anilor, cele două instituții au făcut deopotrivă educație electorală și informare electorală. Știu că anumite sondaje care se fac după alegeri, sondaje post-electorale, care sunt realizate cu suportul PNUD Moldova și a partenerilor de dezvoltare, arată că a crescut acest grad de conștientizare a alegătorilor la nivel de țară, desigur, cu marja de eroare. Cum se simte aceasta din interior? Se simt efectele educației electorale și a informării corecte atunci când se organizează un scrutin național? Eu nu aș risca să ofer un răspuns foarte tranșant, ținând cont de faptul că nu am participat nemijlocit la organizarea unui scrutin național. Dar și erați atunci într-un ONG foarte important care făcea asta. În cunoștință de cauză o să răspund probabil la aniversarea de 12 ani, dacă o să mă invitați. Și eu cred că la general răspunsul este da, într-adevăr se simte, chiar vorbeam cu colegii de la comisie care sunt și ei în sală, că cifrele, statisticile ne arată și ne conving, ne confirmă că inclusiv participarea anumitor categorii care anterior poate nu participau atât de mult la alegeri, într-o proporție atât de mare, în ultimul timp crește. Deci și eu sper că aceasta se datorează inclusiv educației și informării pe care o efectuează sau organizează Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală, dar și alți parteneri evidenți care sunt în sală și contribuie și ei prin metodele lor de informare la atingerea acestui deziderat. Eu vă mulțumesc și acum chiar am să vă rog să dați microfonul mai departe. Doamna Perean, PNUD Moldova susține CEC și CIC de mai mult de 10 ani. Am discutat despre ce s-a întâmplat în 2022, dar ați putea să ne spuneți cum planificați să acordați suport acestor instituții în 2023. De o noutate am aflat deja mai devreme manualul de educație electorală. Mai multe detalii, vă rugăm să veniți dumneavoastră. Da, mulțumesc, Mihaela. Eu, desigur, o să răspund la întrebare, dar nu înainte de a felicita colegii de la CIGDE. Eu felicit instituția, dar până la urmă instituția sunt oamenii care lucrează în cadrul acestei instituții și aș vrea să spun că noi valorificăm, apreciem foarte mult colaborarea, parteneriatul cu CIGDE. Noi deja am depășit etapa în care noi acordam suport CIGDE sau CEC, acum noi acționăm chiar ca niște parteneri și suntem foarte recunoscători pentru angajamentul personal a doamnei Doina Bordeanu, care a fost menționată de colegii de la universități, din școli, și ne așteptăm la colaborări în continuare la fel de fructuoase.
Pentru 2023 noi am avut, suntem în continuu dialog cu CIGDE, colegii de acolo și încercăm să răspundem necesităților instituției, dar și necesităților care sunt în domeniul, da, a educației electorale. O să continuăm să facem ceea ce am făcut până acum, pentru că ne-a ieșit bine. Pe dimensiunea educației electorale neformale, o să continuăm să sprijinim inițiativele care au fost dezvoltate până acum, Votart Junior, concursul Ce, Unde, Când, o să dezvoltăm mai departe parteneriatul legat de acest personaj foarte drăguț, Arci. Pe dimensiunea educației formale o să încercăm să sprijinim popularizarea educației electorale în școli, pentru că este un obiect opțional și este nevoie să facem ca elevii să înțeleagă importanța acestui obiect de studiu, ca să creăm cerere în școli pentru acest obiect de studiu. Asta se va face prin diferite metode. Sunt încrezătoare că atunci când, că peste ceva timp o să avem o cerere mai mare pentru acest obiect de studiu. Și pe dimensiunea de educație formală în universități, noi atunci când dezvoltam propunerea de proiect pentru care urma să fie susținută de Ambasada Marii Britanii, de fondul Bună Guvernare a Ministerului de Externe Britanic, și am inclus acolo ideea de creare a acestui curricul și acestei curricule și curs pentru universități. Ni s-a părut o idee foarte bună, dar eu personal nu eram încrezătoare că o să reușim, mai ales într-așa un timp scurt. Da, atunci era vorba de două luni, era vorba de două luni. Și, dar am zis, este important, haideți să încercăm, și a pornit nebunia, pentru că în timp de două luni, doar datorită implicării colegilor de la universități, implicării personale a colegilor de la CIGDE și deja colegii mei care gestionează proiectul, s-a reușit efectuarea analizelor programelor educaționale și noi am putut cu mândrie să raportăm donatorului că s-a reușit totuși dezvoltarea conceptului curriculei și curriculei. Și vedem că și rezultatele au fost surprinzătoare, exact. Pentru că e surprinzător să afli că studenți și studente de la discipline de educație, jurnalism sau mai mult discipline sociale, da, și-ar dori să aibă acest modul în universități, să învețe mai mult despre cultura electorală. Noi la PNUD vedem acest modul ca un instrument catalitic în a promova cultura democratică în general. Și pentru noi asta este important, pentru că noi înțelegem și este înțelegere probabil unanim, se înțelege că doar în cazul în care o să construim o societate care, unde cultura democratică este la un nivel înalt, doar atunci putem să ne dezvoltăm socioeconomic. Deci cultura democratică, cultura electorală este o precondiție pentru dezvoltarea socioeconomică. Nu putem să ne așteptăm că o să începem să trăim mai bine dacă nu o să știm cum să facem alegeri informate. Pentru că de acolo începe totul. Mai ales în aceste vremuri. Mulțumesc tare mult, doamna Perean. Și dacă nimeni din sală nu vrea insistent să pună întrebări, am să-i rog pe cei care au sugestii sau au comentarii să-mi dea de știre. Iar până vă gândiți,
am să-l rog pe domnul Pavel Cabacenco, care este prezent astăzi la eveniment și nu pot să nu vă invit în față, în calitate de ex-director al CICDE și în calitate de expert cu care colaborează CICDE mereu. Eu am să vă rog, domnul Cabacenco, să veniți mai aproape, să luați microfonul de la doamna Perean și vă dau voi, în primul rând, să felicitați CICDE, ca să nu ziceți că evitați întrebarea mea. Da, bine, mulțumesc mult, bună ziua tuturor și felicitări cu această ocazie de 11 ani și, cum se spune în engleză, and counting, adică și la mai mult și la mai mare, cred că așa în română va fi mai corect. Deci, eu cred că sunt ferm convins că CICDE-ul este pentru CEC o ieșire la altă etapă, altă etapă de instruire, de educație și cât mai adânc, cât mai profesioniști devenim, cu atât mai mult înțelegem că de unde trebuie întrebarea precedentă, de ce mergem și în grădiniță acum. Că când faci, aici sunt mai mulți facilitatori a CICDE-ului, când faci instruirea la funcționare electoral și este un fel de o sarcină foarte importantă și destul de grea. În aceste 20 de zile, poate mai mult pentru Consiliul Electoral, dar pentru secțiile de votare, 20 de zile se educi, se înveți o sute, 10.000 de oameni ca ei să-și facă lucru foarte bine în ziua alegerilor și de asta depinde rezultatul alegerilor. Da? Și atunci când persoanele care, pentru care faci instruirea deja au o bază anumită, deja cunosc procesul, deja e foarte, foarte ușor, e mult mai ușor să deja să explici anumite detalii din codul electoral, anumite proceduri și merge înainte cu asta. Deci, felicitări CICDE, la mai mult și la mai mare. Și întrebarea, dacă îmi permiteți, da. Cum se vede CICDE acum după 11 ani? Mai ales că dumneavoastră ați avut o perioadă când erați și plecat și ați fost la distanță alături de CICDE, dar sunt sigur că ați văzut schimbări la întoarcere și la reîntâlnirea cu colegii. În domeniul electoral, așa spunem, internațional, există la 38 de centre de instruire, unele din care există doar pe hârtie, de fapt, dar iarăși ține de acele comisii electorale care sunt independente, da? Nu vorbim de comisii, adică de o structură care organizează alegerile în cadrul Ministerului de Interne, de exemplu, sau alte structuri. Deci sunt 38 de centre de instruire, prin care CICDE-ul, vă asigur, este prin lideri. Prin acele programe care le face, calitatea instruirii și domeniile în care CICDE are rezultate foarte bune și dumneavoastră știți că este domeniul de instruire, educație civică și informare și cercetare. Deci în toate aceste trei domenii CICDE-ul are rezultate foarte bune și este foarte mult prețuit la nivel internațional și chiar acum la aniversarea de 25 de ani a CEC-ului. Lucrul acesta a fost menționat de mai multe ori de experții internaționali care deja invitați au stat chiar și la bazele codului electoral al Republicii Moldova. Deci, eu mă bucur că centrul merge înainte, că, cum și-am menționat, în unele țări a fost creat împreună cu partenerii internaționali din PNUD sau Consiliul Europei sau alte organizații, IFES, și după ce finanțarea s-a micșorat sau, în general, se schimbă... Pentru că așa se face de obicei, se micșorează finanțarea ca instituția să fie capabilă să aibă sustenabilitate. Dispare, dar în cazul nostru nu a dispărut, a mers înainte și s-a dezvoltat într-o instituție care are rezultate foarte frumoase și este recunoscută și în țară și în afara țării. Dar trebuie să menționez aici, pentru că știu din interior că deja CICDE are un buget sau poate să-și facă un buget din proiecte de care se mândrește. Și își crește acest buget an de an și dorim mult succes.
Da, dar este important să mărim și bugetul care oferă statul. Da, pentru o comparație, bine, comparăm Germania cu Moldova, la numărul populației este mai mare, dar un centru pe lângă Bundestag, care de fapt se ocupă doar de educație civică și a fost creat după al doilea război mondial, pentru a explica, cum dumneavoastră ați spus, ce înseamnă democrație și de ce fascismul nu a fost idee foarte strălucită, sau mai puțin, deci are bugetul de câteva milioane de euro. Deci bugetul CGD, știu, colegii, este mult, mult, mult mai mic. Deci și cu acest buget, totuși se reușește să reușească lucruri foarte, multe lucruri foarte interesante și aceasta se datorează echipei CGD care există. Vă mulțumesc tare mult, domnule Cabacenco, și dacă spuneți de echipa CGD, mulțumim în primul rând participanților la această scurtă sesiune de dezbateri, că nu avem mai mult timp, dar am să rog pe doamna Doina Bordeianu să se ridice și să invite toată echipa CIC de aici, alături de noi, în față. Și de asemenea urmează un moment festiv, vine tortul, dacă vine tortul, așteptăm tortul. Haideți echipa CIC de... că nu sunteți atât de mulți. Echipa CIGDE, așteptăm aici. Continuăm să aplaudăm. La mulți ani, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral. Asta nu este o lumânare pe care să o suflăm. Aplaudăm și așteptăm magia. Mult succes în continuare. Să vi se realizeze tot ceea ce vă propuneți și pentru 2023, dar și pentru anii următori. Mie îmi place că CIGDE face acest eveniment, CIGDE Open Talks, întotdeauna la sfârșit de an și astfel ei beneficiază din două părți. Sunt felicitați pentru realizările pe care le-au avut în anul care a trecut, dar și fac planurile pentru următorul an. La mulți ani și acum vom invita pe toată lumea la o cupă de șampanie și la acea felie de tort din, pe care CIGDE o împarte bucuroasă, instituția este bucuroasă să împarte acea felie de tort cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din acest an a CIGDE Open Talks. Mulțumim tuturor celor care au participat și s-au implicat în dezbateri. Eu sunt Mihaela Gherasim și vă urez o zi cât mai reușită în continuare.